Așa. Începem cu atmosferă. Cum ne șa de bine. Salutăm pe primii 8, 15. Hai cu toții. Fără număr, 22. Laser, frate, ca la noi, 30. Drum bun, stăm pe loc, bade. Mulțam fain. Drum bun la colegul care tocmai a plecat. Doamne ajută-i. Că la noi avem parte de un peisaj de vis. Unul din sutele de peisaje de vis ale șoferilor profesioniști din România, ăsta e peisajul meu, momentul de față. Așa, salutare! Hai să ne vigem la ochi, la ochișorii mei albaștri, să facem lumină, din lumină. Vă salut, dragii mei, toți 61 momentan. Așa, am văzut că sunteți niște unii care dați like la pagină, după care vă luați like-ul înapoi. Azi dimineața m-am uitat, erau 9980 de like-uri al acestei pagini. Astăzi, acum, înainte de live, erau 9979. Să vă luați like-urile înapoi. Sărachilor, ce sunteți? Vai și amar. Sărăciilor. Așa. Deci, să începem cu începutul. Avem o grămadă de probleme și o grămadă de știri tulburătoare. După cum bine știți, mie nu-mi place să discut despre tragedii. M-ați instigat deja câțiva și am văzut că inclusiv colegul nostru, Vicențiu, și-a spus părerea la Digi și vreau să fac o mică adnotare, dacă mi se permite și nu se supără Vicențiu. Nu-i cu răutate, nu-i cu absolut nimica. Pentru că din vis-a-vis de accidentul din județul Iași cu acel șofer de pe basculă care a fost implicat în accident, au stins 7 suflete, din păcate, nu-i nimica lăudabil, nu-i nimica de râs, pur și simplu. Din primele știri rezultă că omul a pierdut controlul într-o curbă, ceva de genul, un viraj. În fine. Mai departe, după ce s-a derulat ancheta, s-a descoperit din spusele autorităților că respectivul șofer folosea un alt card în tahograf, adică al altei persoane, ceea ce e interzis și din punct de vedere legal și moral și cum vreți voi, sunt perfect de acord. Deci nu e bine. Acum, de ce au și de ce fac mulți chestii de genul ăsta? Da, Dumnezeu a zis să se facă lumină. Dar am aici nu știu ce naiba uscătoare, dar nu știu ce să aștea. Am crezut că e frigul la colegul, dar nu, colegul nu are frigul pornit. Sunt niște turbine mari aici sus, dacă se aude cumva o învâjeală, să știți că nu-i de la frig. Așa, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? A zis și Vicențiu o parte, adică sunt multe firme unde ți se cere așa ceva de la angajare, pentru cei angajați. Că în meseria asta ca șofer profesionist nu sunt doar angajați, atenție. Sunt și persoane ca badă, de exemplu, tracționiști, care s-a angajat în cont propriu, dacă vreți, sau cum vreți voi să le ziceți. Ei sunt patroni, ei comandă, ei execută, ei all inclusive. Și mai sunt cei care sunt antreprenori și care își permit să angajeze oameni să le muncească pe ansamblu. Atunci acei oameni, o mare parte din ei, să zicem rău, certați cu cele lumești, fac cerința asta la angajare, multora, punându-le pe masă, eu n-am pățit, vă dau cuvântul meu de onoare, n-am lucrat în România la foarte mulți angajatori, ce-i drept, că eu sunt așa mai de durată, dar pe unde am lucrat nu mi-a pus încă nimeni așa ceva pe masă, să mă bată Dumnezeu dacă vă mie. Deci eu n-am întâlnit să îmi pună cineva neodimul pe masă și să zică cu ăsta trebuie să lucrăm sau un alt card sau ceva, nu mi s-a întâmplat.
mie. Aia nu înseamnă că nu există. Din spusele altor colegi există, din păcate, lucrul ăla este tulburător de-a dreptul și ilegal, total, iar partea cea mai nasoală este că, nu știu cum naiba să zic, cel mai vinovat în toată situația este șoferul care acceptă. Aia e cea mai mare problemă. Deci cei care iau de bun ce li se dă, li se pune pe masă, sub pretextul ne obligă, ne forțează, ne așa mai departe, ei sunt direct și singurii vinovați. Acum, eu am să dezvolt un pic subiectul, nu ca o scuză, nu ca o scuză, dragilor, deci nu ca o scuză, să nu o luați ca o scuză, că nu caut scuze nimănui. De ce se întâmplă lucrurile astea? Și de ce mulți șoferi și antreprenori care fac treburi de genul ăsta, de ce se ajunge în halul ăsta, la situații de genul ăsta, în care ți se cere, ne obligă, ne așa mai departe? După cum v-am povestit în ultimele zile, pățanile prin care am trecut eu, pe unde m-am perindat ca tracționist, prin România, am încercat și eu să văd care-i treaba cu tracționeala. Cu ce se confruntă coleguții mei, simpatici, dragi, că mie îmi sunteți dragi toți, dragilor. Chiar dacă eu vouă nu. Dar n-am întâlnit încă unul pe unde m-am plimbat să mă scuipe. Încă n-am întâlnit. Na. Eu vă respect pe toți. Vă doresc toate cele bune. De ce se întâmplă? Un motiv primordial și foarte important și de băgat în seamă sunt logisticele pe unde ne plimbăm noi ca șoferi. Centrele de încărcare, descărcare. Ziceți-le cum vreți voi. Ziceți-le cum vreți voi. George Paiu, nu e vorba de bani în plus, că poate nu o să-ți vină să crezi, dar mulți fac chestia asta și fără bani în plus, din păcate. Mă înțelegi? Așa. La centrele logistice pe unde eu m-am plimbat și sper să nu mai ajung în viața vieților mele, mai ales pentru ce am pățit pe acolo, tratamentul oferit, pot să vă zic 100% că nu e nimica omenesc, în primul și în primul rând, ce se întâmplă vis-a-vis de șoferi. Pentru că intri să aduci marfă, nu contează la ce, care centru, irelevant. Eu am fost la Maersk, un dita mai colosul în logistică, în mărfuri, care are contract cu IKEA, un alt colos, care au niște contracte între ei, între eu știu ceva de gen, care n-au nimica omenesc în acele contracte, dar nimica n-au, nimic absolut. Unde este Vicențiu? În Italia este Vicențiu. Da, bade în România. Am venit aici după ce m-ați așteptat atâția ani și din păcate trebuie să vă dau dreptate multora care mi-ați indicat. Vino, bă, pe țară, bă, să vezi cum se lucrează. Da, dragilor, eu am venit, eu am încercat. Eu sunt cu voi până, știți cum e? Voi nu sunteți cu mine, că dacă ați fi fost atenți până acum, rezolvam o grămadă de probleme, dar voi Batman, frate, Batman și Batman. Să revenim. Deci șoferul ajunge la centrul logistic. Ajunge, să zicem, în timp util, cu programări, că se fac programări pentru fluidizarea mărfurilor, pentru un bun mers al lucrurilor în centrul respectiv, dar toată lumea se gândește doar la ei. Adică lor, centrul lor logistic să funcționeze. Nu interesează ăla, șoferul care vine, că există un așa zis program al șoferilor, că fiecare șofer este și el un angajat în câmpul muncii, la fel ca cei din centrele logistice, care au și ei un contract de 8 ore pe zi și așa mai departe, maxim 10, ceva de gen. Nu interesează pe nimeni, din câte am văzut. Iar cea mai mare problemă la noi, în România, este la nivel sus de tot, adică unde banii vorbesc
și nu se implementează legislativ, cum sunt în alte țări, pe unde activează conaționali de noștri, precum Vicențiu, de exemplu, și mulți alții, gen, eu vă dau exemplu Germaniei, pe care vi l-am mai dat. În 2019, sindicatele din Germania au făcut presiuni și au reușit să scoată un decret prin care în toate centrele logistice, încărcări, descărcări prin toată Germania, nu aveau voie să țină șoferii mai mult de 2 ore la încărcare, descărcare. Din cauza timpilor, surmenării, accidente, draci, laci, servus. Înțelegeți? Deci toate se leagă una de alta. Oboseală, ca să nu mai fraudeze nimeni, să nu fie împins, să nu fie obligat, forțat și așa mai departe. Din cauza asta, printre altele. Plus că, da, sindicatul se gândește la omul angajat, care lucrează, cum zicea Vicențiu din greșeală, probabil, vreau să cred că e o simplă greșeală al lui Vicențiu, 13-15. Nu lucrați niciunul 13-15, decât dacă nu știți să lucrați. Pauzele le scoateți tot timpul din context. Chiar dacă le stați în rampă și lucrați, nu o să demonstrezi nimănui în momentul ăla, îi arăți taograful, gardul ce ai tu, uite, am lucrat 13-15, țară inițial, țară final. Nu există. Alte activități și condusul. Alea se pontează. Cel puțin în România, Italia, Germania, da? Dispoziția, din păcate, pătrățelul, nu se pontează ca timp de lucru, decât dacă ai o înțelegere cu angajatorul tău și așa mai departe. Da, nu au numărul meu. Nu, nu e problemă, bagi. Nu e stres. Am văzut că am luat legătura, au luat de fapt cei de la ProTV Pitești cu mine, cu subiectul căcăcios, că eu sunt cu subiecte din astea mai așa. Dar nu e problemă de asta. Chiar n-am nicio problemă. Nu doresc neapărat să ajung pe sticlă sau ceva. Ideea e că dacă ajungi, spune lucrurile exact cum trebuie, cum sunt ele de fapt. Pentru că noi muncim mult, că nu știm să muncim mult. Nu știm să ne optimizăm timpii de muncă și acceptăm toate căcaturile. Pentru că nu avem o legislație implementată la nivel înalt, mă refer, înțelegeți, prin care să stopeze toată bătaia asta de joc. Vă dau un alt exemplu. Azi dimineață, fiind la metro, ajung la recepție, mă servește o tanti așa, între două vârste bine trecută, că nu vreau să fiu misogin sau eu știu cum categorisit sau catalogat, care avea o problemă cu badea, că am intrat într-o antecameră între dânsa și ea, având o ușă geam, cu geam, termopan, ce dracu era acolo, în fine, și era o bilețel acolo scris cu HG, cu tare, masca obligatorie, tralala. Deci dânsa n-avea contact direct cu mine. Dânsa având măscuța vieții pe aici, pe la grumaz, probabil era friguț. Când s-a întors la geam, la mine, și-a luat-o și-a ascuns podoabele. Și-a început distracția. Eu, bineînțeles, am luat-o cu sărămâinile, bună dimineața. Nu mi-a răspuns. Și când s-a întors și m-a văzut fără botniță, a intrat strechea întrânsă. Și mi-a arătat niște semne obscene care nu îmi permit acum să vi le arăt, că așa o să văd eu ștampilă pe CMR dacă mai vin fără nu știu ce. Bă, Zini nu m-a spălat pe ochi, mă. Bă, deci nici n-am apucat să merg la toaletă să mă spăl pe ochi. Că am fost sunat să duc actele la recepție să mă, că mă așteaptă la descărcat. Doamne ajută! Deci eram cu puc ca mății pe la ochi. Vai și amar de capul meu. Și m-a luat tantea aia în primire în șuturi, direct, așa, direct la povăele. Păi și mă uit la ea și o las, zic, Doamne, dar ce aveți cu mine azi toți, și ieri, și asta, și toată lumea, zic, ce s-a întâmplat? Este lege, și mi-arată hârtia aia de acolo pe care scrie HG. Mamă, când i-aud pe ăștia cu este lege, bă, nebunesc, de aia zic, și pentru Vicențiu și pentru toată lumea. Bă, dacă folosești o chestie, folosești-o cum trebuie, măcar să știi despre ce e vorba. Nu că muncim 13-15, că nu munciți 13-15, decât dacă sunteți bătă. Atunci, da, muncești 13-15 cu taograful pe pat
Și după aia te lamentezi că uite cât de mult am muncit eu. Demonstrează-mă, o să zic eu. Prin țară inițial, țară finală, aia e toată demonstrația. Nu zic de prost, să nu credeți că zic de prost, pentru că ulterior ieșim pe sticlă și prin media și prin toate alea și ne lamentăm, dar noi nu putem să demonstrăm 13-15 ore de muncă. Că n-avem cum. Înțelegeți? N-ai cum. Pauzele se scot din context, legal vorbind. Eu vă pot demonstra că se lucrează mult, dar nu 13-15. Legal, mă refer, atenție. Poți să conduci 9 ore într-o zi, deja ți-ai depășit norma prevăzută în contract, care ai de 8 ore. Deci din, numai din condus. Nu contează că ai condus 300 de kilometri, 1500, cât ai reușit în cele 9 ore. Nu contează. Restul activităților pe care le are fiecare șofer, încărcatul mărfii, asiguratul, asistatul mărfii și la mai departe, în oră de gonzi. Așa? Alea sunt alte activități care trebuie să se ponteze pe tahograf cu ciocănele. Și dacă le pontezi, atunci bineînțeles că vei putea să demonstrezi pe lângă cele 9 ore de conducere că ia că a mai avut 2 ore, 3 ore de ciocănele, adică în total 11, 10, câte ori fi de muncă într-o perioadă zilnică de muncă de 13 ore sau de 15 ore. Și pauzele, care să sperăm din suflet că au fost pauze doar, nu altceva, se scot din context. La orice loc de muncă, orice angajat are o pauză de masă pe perioada celor 8 ore de muncă. Practic el stă cam 9 ore la muncă, din care o oră se scade pauza de masă, o jumătate de oră, cât are fiecare. Pe 15 ore de muncă este ilegal, da, corect. De aia zic, nu, să nu mi-e ia nimeni în nume de rău, mai ales Vicențiu, că mi-i drag tare. Dar nu mai ziceți prostii de genul, vă rog din suflet, dacă tot aveți ocazia să fiți luați în seamă la nivel național, pentru că nu e bine. Problemele sunt și de o parte și de alta, dar cea mai mare problemă este că nu avem o legislație care să interzică bătaia de joc care se practică în toate centrele logistice din România, unde orice paznic, orice security, orice manipulator din ăsta, manipulant de marfă, ciciuriciuist din ăsta, cum dracu le zice, motostivuitoriști, și tot felul de oameni care primesc o ținută de la dita mai concernul venit din vest, se simt importanți că tu ai venit acolo și ești la cheremul lor. Și nu mai contează dacă nu dai șpagă, dacă nu te porți frumos, nu dai o cafeluță, dar astea-s problemele. După care șoferul îi terminat nervos, îi terminat. Și al meu e tot de 8 ore de muncă, că nu există alt contract, e standardizat. Ai dreptul, mi-ai dogarul, de 2 ori pe săptămână poți prelungi la 10 ore de conducere. Dar atenție, e una regulamentul și e una legea muncii. Legea organică are tot timpul întâietate în caz de accidente de muncă. Acolo nu mai vine treaba cu regulamentul decât la fraudări. Înțelegeți? Când ai pățit o treabă de genul cu legislația muncii, te va rupe ITM-ul cu anchete și cu tăți dracii că de ce ai muncit atâta? Că tu nu știi că e hotărârea de guvern 38/2000, cât dracu e aia, 2008, unde îți reglementați timpii de muncă ca șofer. M-o supăra, da. Aia cu legea ei, este lege, auzi tu, că este lege cu bă, voi nu știți să vă încălțați, mă, cum trebuie. Mă refer la cei care vorbesc tâmpenii de genul ăsta. Și după aia vin să-mi spună mie, șoferul care am venit să descarc marfă, să le aduc marfă. Și zic, bă, dacă nu știi care e diferența între o hotărâre de guvern și o lege, ca să-mi invoci mie acum că e lege, păi te învăț eu, nu-i problemă. După care îmi dă rampă. O nins acolo, era o sticlă pe jos, nimeni nu a curățat, absolut deloc, în pantă frumos, trebuia să urc așa cu spatele spre rampă, loc îngust și eu cu container de 45 de picioare, care e mai lung decât o semiremorcă standard. Dar nu mai contează.
și încărcat și toate alea. Bă, și m-am chinuit, am rupt cauciucurile pe gheața aia de numai, numai că nu puteam efectiv și mă făceam echier și mă împingea la vale. Nimeni două paie să dea cu antiderapant, cu sare, să curețe căile de acces, de toate alea. Nu sarcina mea ca șofer. Nu sarcinile mele, nu intră în atribuțiile mele, la râmpile tale. La oricine ajung eu în curte să descarc marfă. Eventual chestia asta o fac dacă sunt înzăpezit undeva unde m-am parcat și n-aveam eu ce căuta acolo. Atunci intră în atribuțiile mele. Și mă prins eu știu ce intemperii sau și mă... Da? Dar dacă sunt parcat într-o parcare normală, prevăzută pentru parcarea camionului, de exemplu, drumarii au obligația să vină să mă dezăpezească. Că de-aia plătim taxe, de-aia plătim rovinietă și așa mai departe. Faptul că ai o lopată la tine, da, nicio problemă, poți să faci tu muncă patriotică dacă vrei, dacă vrei. Înțelegeți? E mare diferența asta, să înțelegi cum funcționează treburile. Dar când ajung la oricine în curte, cu marfa pe care o așteptați, fiecare sau cine o așteaptă, și să-mi spui că e un sac de sare acolo undeva, că m-am dus la birou și am întrebat, dați aici cu ceva, mă, că nu pot să intru în rampă. Vezi că e un sac de sare, mi s-a zis. Pe bune, l-am găsit, tot l-am răsfirat pe acolo, tot sacul. Mi-am făcut de lucru, nu-i stres. După vreo jumătate de oră a apărut unul de prin untru. Unde-i sacul de sare? Zic, ia de aici, frate, că îi împrăștea pe ăsta tot. Păi tot l-a aruncat. Da, bravo, mă! Mai aveți? Păi cum dracu vine treaba asta? Așa că astea sunt cele mai mari probleme. După care, dacă... Că văd că sunteți unii cu aveți niște întrebări pe rească-vă Dumnezeu. Nu știu cu ce vă ajută. Chiar nu știu cu ce vă ajută. Vreți voi să scoateți ceva în evidență? Bineînțeles, răutăți-vă. Dar eu vă garantez că Badea, cipoierul Daniel, nu folosește magnetul. Sub nicio formă. Nu-l folosesc. Mă înțelegeți? Eu pot să lucrez și fără el. Mă duce capul. Nu știu cum drag. Na, problema e alta. Problema sunt timpii foarte lungi de așteptare. De exemplu, eu acum trebuie să aștept până dimineața la ora 8. Ajuns în locația cu pricina la ora 2:14. De la ora 14 până dimineața la 8 și încă nu-i sigur dacă la 8 voi încărca. Nu-i sigur, având în vedere că am vorbit cu colegul anterior și mi-a zis că el trebuia să încarce la ora 11. Și abia acum seara la 6 o intră la încărcat. Na, omul ăla deja și-o dat toate planurile peste cap, toate și le-o dat. Că fiecare șofer își face un plan. Bă, intră la ora aia, încep programul, cum zice toți majoritatea, și de acolo până în punctul ăla la 13-15, cum zicem noi șoferii, îmi organizez ziua de muncă. Dacă deja ți s-au decalat toate alea, nu mai știi de capul tău. După aia, stai toată ziua, pe zi, așteptând să te sune să vii la încărcat. Nu poți, dacă ești ca mine, nu poți să dormi ziua, eu nu pot. Nu am eu o problemă, nu pot, numai dacă pic în cap de somn, atunci adorm și în scaun, nu-i stres. Dar dacă sunt odihnit, nu pot să dorm ziua deloc, na, omorâți-mă cu pietre. Și atunci, stând toată ziua pe așteptare, așteptând telefonul la mirobolant, eu știu, te uiți la film, ce face fiecare, nu mai contează, statul te obosește psihic. Cum vrei, că nu faci nimic ca mare lucru, o să zică mulți. Cum să fii obosit? Simplu, că stai. După care vine o oră de asta tulburătoare când se mijește ziua cu noaptea, hai să încărcăm. Hai, tată, să încărcăm. Încărcăm, după aia dă-i chinci, dă-i prelăți, dă-i eu știu fiecare ce are. De... Na, eu n-am acum, momentan, sunt mai norocos. Dar uite, colegul trebuie, prelăți, scânduri, dă-i stâlpi, dă-i cu Kinga, dă-i cu aia. Ești praf. Și după aia dă-i să sune. Și băi, nu vedeți probabil, dar ninge. E frumos, e the best of pentru șoferi. Ce am în cănuță, cafeluță, de, din asta de seară. Eu nu mai servesc altceva, că na, devin periculos. Așa că
Astea sunt problemele reale ale șoferilor din România. Am stat de vorbă cu scumpa mea soție și mi-a zis o replică celebră, dar Dumnezeu să ne tace și o să vă zic și vouă. Concluzionat ea, după ce am povestit toate în cazurile prin care am trecut eu zilele astea, și o zi zice, păi da, și te miri atunci că dacă merg în afară, deci scumpa mea soție mi-a zis treaba asta, dacă merg în afară oamenii și întâlnesc condițiile care sunt pe afară, nu mai contează banii. Condițiile doar. Doar condițiile. De-aia v-am zis că nu-i interesant afară, că banii nu-s ca la nemți, ca la italieni, ca la eu știu ce și eu știu cum și nu știu ce. Da? Pentru că am stat de vorbă cu o grămadă de oameni și care lucrează în Italia. Sunt niște salarii, pentru mine, personal, mici. Mici. Mă înțelegeți? Eu gândesc la traiul care l-am avut în Germania, cu toate cheltuielile care le-am avut acolo, că n-am locuit în Italia. N-am avut ocazie. Dar ca să ajung să spui că salariul de bază era 1380 sau 1600 și ceva, după care cu, nu știu, nu mai știu cum le zice în italian acum, tot felul de ore la ei și tot felul de lucruri acolo, că sunt mai multe tipuri de salarizări și la ei, de contracte, să iei 1800, acum am ne referim, după ce s-a dus dracu transportul și în Italia, vremurile alea, 3000-4000 de euro, că or fost. Așa, uite, bodea, 1750 brut. Și eu câștigam în Germania 2620 de euro net, lună de lună. Deci mie mi se pare ăștia-s bani de semințe, în ghilimele, mă iertați. Adică nu mi se pare, nu mi se pare că e o plată bună, chit că ești în Italia sau unde fiecare unde. Nici eu nu eram plătit ca neamțu în Germania. De aia zic, nu mi se pare o idee bună că să-mi spui că e bine. Ce poate să fie bine? Într-adevăr, condiții de muncă, da, mult diferite, infrastructură, condiții de muncă, eu știu, niște chestii mai, ajungi mai rapid acasă, ceva de genul. Dar și în Germania se practică comunitatea națională, adică pleci luni dimineață și vii vineri, sâmbătă după masă acasă. Sunt o grămadă care lucrează așa, care au familiile acolo. Te urcă într-un camion și dă-i pisti tot. În Italia la fel. Peste tot în domeniul ăsta al șoferiei, asta e meseria. Acum lucrez pe un salar extraordinar. Eu mi-l fac. Eu lucrez acum pe minimul pe economie. De ce lucrez eu așa? Pe minimul lucrez sau nu lucrez? Pentru că avem alte probleme. Taxele la stat, care sunt injustificabil de enorm de mari. Pentru nimic, statul ți ia aproape jumătate din salarizare și nu-ți oferă nimic. Înțelegeți? Deci din punctul meu de vedere, la capitolul ăsta avem o mare, altă mare problemă. Legile nu sunt făcute pentru omul de rând, pentru muncitori, nu avem așa ceva. Că dacă am avea, probabil nu și-ar mai bate joc, pot să-mi permit să le zic țărănoi ăștia, care ne servesc din alea cu stai și așteaptă și din alea, că dacă n-ar fi șoferii, nu că n-ați mai avea ce pune pe masă, eu nu merg pe replici din astea, nu s-ar mai mișca mărfurile. Că încă nu și-au cumpărat toată lumea camioane electrice autonome. Știți ce zic? Dar nu și-au cumpărat. 12.84 pe oră de activitate. Nu știu să mă pronunț acum, bade. Poate să pară bine pentru cineva care lucra numai în România și dacă îi transform cât ia el pe oră în România pe salar minim, că restul plată la kilometru și am auzit plată la container. Mă, fraților, nu mi-a venit să cred. Deci zilele trecute am avut un coleguț cu care am stat de vorbă și mi-a zis că ai plătit la containerul transportat. Zic, n-am mai auzit-o pe asta, e nouă, cum dracu? Da,
normală, bă, fac 3-4 pe zi, plus salariul pe țară. Deci sunt atâtea plăți la noi de te doare mintea. Plată la cursă, plată la nu știu ce, plată la dracu să le iei. Da, e, la noi e cel mai mare impozit. Da. Altă problemă. Șoferii sunt împrăștiați. Știu foarte bine, au cea mai mare rată de văitărism sau văitături din toată Europa, dar nu vor să facă niciun minim de efort pentru ei și de viitor, bineînțeles. M-am uitat pe unde m-am plimbat, m-am șocat, de-a drept, m-am șocat și mă opresc aici, că vorba unui amic de-a meu și mai mulți chiar, n-ai cu cine, Dane, toți speriați de bombe, puii mei, pe unde am fost, pe acolo, bă, colegul, dar așa e aici, colegule, dacă ai intrat, da, aici te ține, aici te... Și ce facem, mă? Mi se pare normal, n-ai ce să le faci. Pe bune, mă, n-ai cum, dracu, n-ai. Eu dacă-ți vin la tine acasă și îți murdăresc toată casa și ți-o fac acolo, mă mai primești la tine acasă vreodată? Mă mai... O să mai îmi permit să vin și a doua oară să-ți fac deranjul cât casa? Sau o să mă scoți afară din prima și îmi dai și un șut în fund? Cam asta e logica lucrurilor. Cum dracu să accept să fii călcat în picioare la nesfârșit? Că așa e regula. Regula va fi până se schimbă. Când se schimbă ea? Când se schimbă și mentalitățile șoferilor. Bă, nu mai suntem bătaie nimănui de joc. Că uite ce se întâmplă. După aia, îs forțat, zic majoritatea. Trebuie să ajung, că mă așteaptă alții la programare. Că dacă n-ajung dincolo, iar stau 30 și nu știu cât de ore. Colegul cu care am stat de vorbă mai devreme, 31 de ore are top. M-a bătut. Eu am stat 26 de ore jumate, salutări. 26 de ore jumate am stat la Myers în curte. Păi vouă vi se pare normal, că mie nu. Colegul m-a bătut 31 de ore. Hai de capul meu. Și a stat de 2 ori. Odată 24 de ore și odată 31. Păi ești nebun cu capul, frate. N-ai parcare să oferi oamenilor. Mă refer la Myers cu ăla în curte acolo. Să poți să te pui cu camionul, să știi că nu te mai deranjează nimeni. Se parchează în fața rampilor. Deci dacă ai blocat o rampă care le-o trebuie, tu trebuie să fii la camion și trebuie să-l muți de acolo. Și automat începe nebunia. Cum l-ai mutat? Pe pat? Pe din alea? Magneți? Dragi? Întrebările alea care vă pasionează pe unii. Nu știu cu ce vă ajută, dar na. Se poate și mai mult, da. Da. Chiar nu știu cu ce vă încălzesc chestiile alea, numai să faceți așa haiul lumii. Na, cu mine nu, n-are rost. Că după aia munțim și 13-15, cum o zice și Vicențiu. De asta munciți 13-15, că vă mâncă grija lui alții, vorba aia, ce nu trebuie vă mâncă. În loc să vă gândiți ce ar trebui să faceți fiecare, ca să nu mai ajungeți să fiți călcați în picioare. Eu vă garantez 100%, vă dau un scris cum vreți voi. Că dacă toată lumea ia atitudine și nu mai acceptă toate porcăriile care se întâmplă, se schimbă lucrurile. Că cei de sus nu pot fără cei de jos, știi să zic, pulimea, cum se zice. Că n-au cum. N-o să se urce niciunul din ăla de la birouri pe camioane să le târie încoace încolo. Eu azi am venit pe Gutâi. Bă, e prima oară în viața mea când am mers pe acolo. Frumos, tare, nu mai merg. Mai ales iarna. Ferească-mă Dumnezeu. Drumarii au dat cu lama, da? Zăpada e peste un metru acolo. Da, n-am văzut freze de alea ca pe afară să poată să mânce din zăpadă. Numai cu lama, cât o împins-o și e îngust tare și încă poșghița aia, fleșcăiala aia pe drum, care dacă ești gol, chit că ești un camion. Dar e ușor ca dracu. N-ai aderență, n-ai băsuia. Când se duce ăla, se duce, frate. Gutâi, așa zice. Așa zice. Ăștia din zone zic Gutin. Dar scrie pe Google Gutâi, să vezi ce-ți dă.
Da, da, parapet și zăpadă, să, na, în fine. Ia zic, asta e viața noastră de șofer. Cu bune, cu rele, cu alea, alea. Noi ne-am ales-o, e frumoasă, la locuri, dar e și periculoasă și plină de tăzdraci din lume. Și din păcate, autoritățile care poate să schimbe ceva în domeniul ăsta, nu sunt deocamdată interesante. Da, 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 am văzut, am văzut și eu cu pensionarea, m-am umflat și râsul. Hai să nu fim răutăcioși, domnul Florin, că domnul ăsta mirobolan Câțu, dar Dumnezeu 70 de ani sănătate ca morcovul, a zis că cine dorește ar putea să lucreze până la 70 de ani, că na. După care scandaluri acolo, că care ajunge la vârsta pensionării, dar e vorba de mediul privat, din câte am înțeles eu, să, cum se zice, să aleagă de la anul, ci că e vorba, ori cu pensia, ori cu salarizarea, că s-o grămadă în domeniul ăsta artistic, cum se spune, birocratic, bugetar, care sunt pensionari, iau și pensii, iau și salarii, grupa mare, și deja nu mai pot. Vă dați seama în ce stadiu ori ajuns, dacă ei și-or da seama, alți bugetari, că nu mai poate să plătească atâția bani la toți terchea berchea care stau și taie frunze la câini prin birou. Și atunci au dat-o așa, dar cine dorește poate să lucreze până la 70. Și asta e un proiect tot de la Bruxelles venit, că o mai zis o tanti, care îi pică ochii ca la mumie. Terese, grupa mare, dar na, să revenim la ale noastre, nu ne ducem așa departe. Da, la stat, știu, știu, la stat. Că noi oricum nu mai apucăm pensia la cât ne-au muncit ăștia și la ce bătaie de joc am prins în ultimii 30 de ani. Salutare, Dani! Deci, să recapitulăm un pic. Problemele în România sunt foarte mari din mai multe puncte de vedere. Și toate problemele încep de sus, în jos. Sunt și probleme care încep de jos în sus, adică cei care nu dau doi bani, mă refer strict la șoferi, că sunt o groază care efectiv nu dau doi bani pe regulament, nu dau doi bani pe legislație, ei știu mai bine, pui fer pe fer și dă-i să sune, să pută toba și după aia se întâmplă câte o din asta și laser, frate. Dacă s-o stins, Dumnezeu să-l odihnească, toată lumea plânge. Partea proastă e că ăia l-ați nevinovați, aveau și ei familie. Da, erau acolo tinerei, 30 de ani, cu doi copii acasă, care erau oameni nevinovați, salutare. Acolo e trist tare. Și acum sper să asculte live-ul ăsta și un simpatic om de-al meu, care mai în glumă, mai în serios, mi-a zis, ce fac cu cardul ăla dacă eu sunt pe foaie de înregistrare activităților? Îl țin acolo, în portofel, unde e locul lui. Înțelegeți? Eu nu vreau să fac nici belele nimănui, nici mie. Dar consider că nu e sub nicio formă benefică treaba asta, deloc. Și atunci cum s-ar putea rezolva problemele? Destul de simplu. Deci de-a dreptul pueril de simplu. În primul și în primul rând, șoferii să fie foarte hotărâți. Când zic că nu, să fie nu. De la A la Z. De exemplu, dacă tot m-ați întrebat cum mă muță în rampă, cum nu știu ce, nu știu cum, ca să poți să înveți minte, ca să, ori să-ți organizezi o parcare unde să te poți parca, să nu deranjezi pe nimeni, nu să te lase în rampă, și după aceea când tu ești în perioada de repaus, nu pauză, că le tot încurcați, dragilor, una e pauza și una e repausul, da? Când ești în repaus, chiar dacă ești în rampă, să vină un alt coleg să zică, mi-o da rampa asta, faci și mie loc. Păi nu pot, colegul, că eu sunt repaus acum, nu mai pot să mut camionul. De momentul ăla, ei de la birou o să vină să vezi cum. Hai, dar vă rog frumos, nu domnule, ai zis că 24 de ore mă ții aici? Păi nici eu nu pot să mișc camionul, frate. 9 ore trebuie să stea aici.
Că după aia mă oprește nenea, îi zice trăiu și îmi dă nenea la funduleț. Nu mișcăm cu minutul, nu mișcăm cu nimic. Hai domnule că se poate, că serios, fă-o tu. Băi dă-te că mă urc eu serios în camionul ăsta, du-te bă de aici, vezi de treabă, plimbă ursul. Așa, așa e prima fază, prima etapă. Și după aia să vezi dacă își mai permis. Și după aia dacă zic după ce termin repausul, te duci anunț, am ieșit din repaus, următoarele, eu știu, 13 ore, cât vrei tu, sau 8 ore, cât consider, îi spui la respectivul. Aveți termen în perioada asta să încărcați, să mă descărcați ce aveți treabă, că după aia iar intru în repaus. Și iar nu mișc camionul 9, 10 ore, 11 ore, cât am eu treabă. Și n-au ce să-ți facă. Mă înțelegi? N-au ce să-ți facă. Că nu ți-au oferit parcare și multe altele. Și imediat următor aia de sus, care nu dau doi bani pe pulime, o să schimbe toată treaba. Pentru că n-au încotro, că li-s rampile blocate de camioane care sunt repaus. Cu șoferi care știu că n-au voie să miște camioane și așa mai departe. Înțelegeți? Pentru că ceilalți care contractează și îți dă ție cursa, că ești angajat, că ești tracționist, că cum ești, că o iau de la alții. Da? Să zicem, că sunt și cazuri din astea, a treia, a patra mână. Ăia sună pe ăia, ăia care au luat-o de la primii sună și pe ăia, pe ăia doar în cur. Zice, nu mă interesează, dă-l dracu de șoferache, să stai acolo până crapă. Că mie merg banii aici, merg orele de staționare, tralalala. E, dar momentul în care s-o bloca logistica la respectivii, că tu vei lucra regulamentar. În momentul imediat următor, toată lumea se activează. Și n-are ce să-ți facă. Pentru că cine îți cere să faci o ilegalitate, e direct părtaș la toată treaba aia. Înțelegeți? Și bineînțeles că nu și-asumă ei, ți-asumi tu. Domnii de la SCTR n-au abilități pe terenul privat al logisticilor ca să meargă să-i întrebe de sănătate. De aceea ne întâlnim cu domniile dânșilor doar pe drumurile publice și ne iau pe noi la rost dacă am făcut ceva ilegal. Nu știu, dacă suntem descoperiți la un control de rutină. Tu degeaba îi spui, omul poate înțelege sau poate știe sau poate cunoaște problema, dar nu are cum să intre în spațiu privat al unei logistice și să ia la rost, că nu are competența necesară. Cu toate că dacă s-ar schimba un pic legislația, cum merge BAG-ul prin Germania, mă înțelegeți? cum mai vine Arbeitsamtul și mai verifică, cum face o sesizare la sindicat și trimite sindicatul pe cine trebuie acolo să vadă de ce e ținut un muncitor mai mult decât e necesar, decât decretul care l-au dat ei, de exemplu, ca un alt exemplu. Așa se schimbă lucrurile. Nu lamentându-ne, muncim 13-15, după aia băgăm al doilea card în buzunar, îl băgăm eventual și să fie Mastercard sau Visa. Atât. Înțelegeți? Da, ca să nu... Eu știu, există vreo discuție cumva. Două secunde. Dacă e proaspăt porboneu, îl primi de la soacră, mi-a dat Dumnezeu sănătate. Așa, stai că nu e aici. Bă, unde e? E tulburător. Ia uite-l aici. Dai, cum să-l arăt? Cardul lui Bădia. Da? E la mine. Eu nu-l dau, că e al meu. E numele meu aici. Iar chestia că ar putea exista mai multe carduri emise de diverse nume, aici e o altă problemă pe care doar domnii de la ARR ar putea să o dezbată, să o rezolve, să dea cu subsemnatul și așa mai departe. Doar dânsii, că dânsii le emit. Făcea VOSA control la depozitul dacă te prindea? Da, pentru că s-alte chestii. Da. E vorba de accidentul la locul de muncă. Salutare! Dacă ești
eu știu, l-a încărcat și ai pățit, ferească Dumnezeu, un accident de muncă, ieri sau alaltă, nu mai rețin când. Am vorbit cu Marin Marius de la Cobas, din Italia, de la Slide Pro Cobas, care un caz, un angajat care era pe out. Și m-a băgat în conferință să explic omului. Zic, omule, dacă nu mă crezi, te rog din suflet, sună la domnii de la ISCTR, de la ARR, de la ITM, de la cine vrei tu. Autul nu te absolvă că tu erai pe aut într-o curte privată. Nu știu de unde dracu ați luat chestia asta, că în curte privată. Eu l-am întrebat, zic, hai pe înțelesul tău, mai simplu. În curtea aia privată munceai? Păi da. Și atunci... Tu, ca șofer, când muncești, tu cum trebuie să fii pe taograf? Păi că... Pe ciocănele, zic, mă întreb sau spui? Pe ciocănele trebuie să fii. În momentul în care tu lași pe pat, îți asumi niște riscuri, care ulterior nu vii să spui, mi-a rupt mâna, mi-a fracturat piciorul, mi-a rupt capul, eu știu ce dracu mi-a rupt, și mie vreau să-mi plătească ăla. Păi dar tu n-ai fost în stare să apeși bumbul ăla cum trebuie acolo, să demonstrezi că tu ai fost la lucru. De-aia am muncit 13-15. Pentru că nu folosiți activitățile corect. De-aia. Înțelegeți? Și munciți în pauză în loc să... Bă, nu veniți să-mi spuneți, dar tu cum faci? Și eu dacă fac așa ceva, mă repet, îmi asum. Adică nu o să mă vedeți niciodată că, eu știu, mi-a rupt degețica și invoc accident de muncă. Mă feresc. Nu invoc nimic. Că știu. V-am dat un exemplu doar. Deci în momentul în care eu mi-a rupt degețica, eu știu că, bă, eram pe pat, e accident de muncă, nu am voie, că după aia eu s-o lua la rost. Că nu o să vină ăștia din depozite sau nu știu unde ai tu treabă să vadă, bă, ăla-i pe pat sau e pe ciocane. Astea sunt activitățile tale ca șofer pe care tu ești obligat să le cunoști, să le aplici. Nu vine nimeni să ți le pună. Da, și atunci o să ne reîntoarcem la treaba cu auto. Omul și-a fracturat o mână. O căzut din remorcă, de unde a căzut el, el fiind pe aut. Și bineînțeles că anchetă. Și l-au descoperit că era pe aut. Buba mare! Și a zis, autul, și v-am mai zis lucrul ăsta, este tot articolul 3 din regulamentul 561. Dacă vă regăsiți într-una din acele situații, din acele aliniate al articolului 3 din regulamentul 561, doar în acele situații puteți să folosiți autul pe taograf. Doar în acele situații. De exemplu, cei care lucră la tractări, autovehicule, deci, ca exemplu, da? Deci sunt trecute toate acolo, pe litere. Ăla-i tot articolul 3, funcția auto. Cine poate folosească și unde? Și cât? Atât. Nu că, bă, că în curte privată tu n-ai ce să muncești pe auto. Că auto aia înseamnă out of scope, adică în afara domeniului de aplicare a regulamentului. Și dacă tu lucri sub incidența unui regulament, bine, tu ești un caz mai special, Gonzi, ca de obicei, da, da, eu știu, dar mulți nu știu și mulți se duc pe platforme industriale și folosesc, că vezi, Doamne, eu zis dispecerul sau eu știu cine naiba eu zis, că e bine, că e privat acolo și ai voie și ai voie să-ți rup capul pe funcția aut. Sau n-ai voie? Care luați sfaturi de genul ăsta și după aia veniți și spuneți că mi-a zis dispecerul sau nu știu cine v-a zis că e bine și voi chiar l-ați ascultat, în necunoștință de cauză, întrebați-l ce se întâmplă, doctore, în momentul în care îmi rup capul la locul de muncă și eu sunt pe aut. Nu se întâmplă nimic. Îmi dai, te rog, în scris. Te rog frumos, dă-mi să fiu și eu sigur că chiar nu mi se întâmplă nimic. Și o să vezi atunci minunea minunilor, că nu-ți dă nimeni în scris. Oare de ce nu-ți dă nimeni în scris? Înțelegeți? Pentru că nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Na, cam asta-i treaba. E foarte tragic ce s-a întâmplat în Iași.
Din păcate, sunt mai mult decât convins, cu toată strângerea de inimă, că nu o să fie singurul și unicul caz, din păcate. Îmi pare foarte rău de oamenii nevinovați, săraci. Mă bucur enorm că a scăpat femeia gravidă și o și născut. Toate bune, Doamne ajută, și personalul medical, Doamne ajută. Dar din păcate ceilalți nu au fost așa de norocoși. Inclusiv băiatul că camionul, vorba aia, că da, nici el nu cred că și-a dorit așa ceva. Dar uite că se întâmplă. Da, eu când aud pe stație că încep oamenii să se agite, că nu mai am program, da bă, ai ieșit cu bicicleta. Bă, fratele meu, dar sunteți cu capul, mă, acum zilele trecute m-am luat la rost o țâră, dar nu mă băga nimeni în seamă, bineînțeles. Zic, unde dracu vă grăbiți, mă, pe Valea Oltului să faci raliuri, să depășesc, să nu știu ce, să apostrofau acolo, că merg cu 50, că merg cu 60. Dar cu cât, mă, să meargă omul, mă, pe curbele alea, pe Valea Oltului? Unde, Doamne iartă-mă, te grăbești? În halul ăla. Nu mai am program, mai am câteva minute. Păi tu nu știi că până jumătate de oră peste e o abatere minoră, dar scoți raport și notezi pe spate motivul, decât să te grăbești să omori lumea pe drumuri că nu mai ai minute. Ca acum în ele minute. Colegii, mă lăsați, mă bag prin dreapta aici, mă bag la Hornbach, e liber, e liber, e panică generală, e nebunie. Da, știu, Bogdan Bog, eu sunt perfect de acord, dar vorba a multor români, n-ai cu cine bade, că eu peste tot pe unde mă duc mă șochez, că prima oară în multe locații, că n-am avut ocazia. O altă chestie tulburătoare este faptul că cei din locațiile pe unde ajung și eu nu sunt, nu știu, nu interesează sau nu sunt obișnuiți să vină oameni noi. Nu știu, n-am înțeles-o pe asta. Eu tot le zic, e prima oară când vin la dumneavoastră, mă iertați, nu știu care sunt regulile, vă rog frumos, vorbesc politicos cu ei, că așa mi se pare normal. Bă, dar când îi văd aroganți și din alea, pe dar îmi vine să dau jos toată bunăvoința aia de pe mine, să iau țigănea la grupa mare, pistoale, cuțite și săbii. Și pe ei, pe mama lor. Când am văzut-o pe aia dimineață cu lege, e lege, bă, dacă ți-e frică, poartă-o, mă, și în somn, mă, botnița, dacă ești așa speriată de bombe, lasă-mă, dracu, pe mine în pace. Nu că e lege, s-a mort, nu știi care e lege, care e hoge, ce dracu-i. Restul, toate țările din vest încep așa să renunțe la toate porostiile astea. Noi suntem mai panicați ca niciodată. Și m-am uitat pe unde am mers, prin depozite, toată lumea, li s-o lipit aia, mă, de gură, mă. Li se pare deja o chestie normală, naturală. Da, aici unde am fost azi, au ieșit schimburile, multă lume, ceea ce oarecum așa, nu știu, cum m-a bucurat. N-am mai văzut atâția oameni ieșind dintr-o fabrică de foarte mult timp și probabil de aia. Și am văzut oameni relaxați, fără măscum, erau și câțiva speriați printre ei că na, pădure fără uscături nu există. Dar marea majoritate n-avea nimeni treabă cu botnița aia. Radu, preferă să scoată cardul? Da, da, eu știu că ei preferă multe. Aceeași chestie, valabilă în cazul unui accident de muncă, Doamne ferește. O să fie întrebat respectivul de la care au auzit bade de autorități. S-a condus camionul ăsta singur până aici? E autonom? Sau cum e? Care, cum e treaba? Oamenii au impresia că dacă a mers odată ulciorul la apă, va merge de 70 de ori. De-aia vă zic, eu nu folosesc magneți decât pe frigider. Că mă credeți, că nu mă credeți. E strict problema voastră. A celor care nu, eu știu, au alte artificii în cap. Da, la Viva. Trebuie să încărcăm mobilă pentru frații noștri din Anglia. Și apoi mâine am și vamă de făcut și trăzne. Mi-a zis coleguțul de, cu care am avut plăcerea mai devreme, tot la Myers, că a stat atunci 24 sau 31, nu mai știu exact care din ele,
că trebuia să facă vamă la Chitila prima dată, după care să vină la ei. Și din cauza personalului mirobolan de la vamă, care l-a ținut 5 ore, când a ajuns la ăștia, la alții, bineînțeles că l-au băgat la fel, la întârziați. Și nu au contat, că bă, stai mă, că din cauza lui aia nu am eu nicio vină. Nu, tati, 24 de ore. Regulă de bază. Da, deci e bătaie de joc, bătaie cu B mare. Iar cei patronii, eu știu, cei cu care interacționează șoferul respectiv în cauza în care îi, dacă nu rezolvă problema cu titlul că noi am încercat, dar nu vor, că nu se poate, că servus BJ, pe mine m-au pierdut, adică slab, slab, tare. Pentru că înseamnă că nici ei nu dau doi bani, că eu nu cred că nu există rezolvare la o situație de genul ăsta, nu cred. Nu poate să-mi spună nimeni. Și dacă ești singur, e grele, e grele. De-aia am zis că dacă înțelegeți bine, dacă nu, iară bine, fraților. Dar eu refuz să lucrez în halul ăsta. Refuz eu, pur și simplu. Da, vreau să abia aștept să predau toată șandramaua ca să nu mai am durerea asta de cap, că e o nebunie generală, efectiv, și m-a săturat să mă cer cu oamenii, care nu-i cunosc nici ei pe mine. Să mă ia la rost orice terchea berchea, că din punctul meu de vedere, dacă mă iei așa, nu-mi dai bună ziua, după ce eu te salut politicos, păi ești un terchea berchea, mă, pentru mine, mă, te și scuip. Chit că e o chestie așa mai de carter, vorba aia, dar asta meriți, mă. Păi nu ne cunoaștem, nu știi cine sunt, poate-ți vreun descreierat, îți iau ceva și ți-l înfig între ochi. Și te apuci tu să-mi explici mie teorema lui Pitagora, după ce că tu nu-ți faci treburile care trebuie, nu dai cu sare, nu faci căi de acces, tot ce trebuie. Multe avem noi probleme, multe rău. Felicitări, Duțu. Am văzut și aici, pe unde m-am plimbat, a fost într-o piață, am văzut și ceva de ani, zic, câțiva mai speriați, dar marea majoritate oamenilor erau cum trebuie. Da, probabil că și autoritățile ori înțeles că deja prea multă bătaie de joc, tot respectul. Da, eu nu dau nume că nu vreau să fac rău nimănui, dar inclusiv alegerea fiecăruia o respect, nicio problemă, am încercat să le explic multora. Bă, fraților, dar poartă două, trei, puneți-mă un set complet, mă, lasă-mă pe mine în pace, mă, eu nu pot să respir cu aia pe gură. Nu pot să respir eu, pur și simplu. Să mai și muncesc, să din aia, nu reușesc, mă. Voi avea o problemă medicală, dragoste, de la țigări, nu știu. Dacă tu ești panicat, poartă tu, frate, ia-ți combinezon, pune-ți-l pe cap. Că văd campanii de astea de prevenție, de prevenire, de nu știu ce, bă, la Durex nu prea am văzut în ultima perioadă. Ar avea succes mai mare. Pentru cei nemulțumiți de unele lucruri, nu? Da. Au, mamă. Da. Da, având în vedere că am trăit mai multe etape de când sunt în România, pot să vă zic cu mâna pe inimă, fraților, că dacă ar fi unii care n-au lucrat sau să tragă ce am tras eu până acum cu logisticile astea și azi ești într-o parte, mâine ești în alta, nu mai știi de capul tău, și-ar schimba total părerea de locul lor de muncă care l-au, de condițiile de la locul lor de muncă, li s-ar părea the best of, luxul de pe lume. Vă garantez 100%. Deci asta ar fi ca un batalion disciplinar. Ceva de genul. Da, mie nu mi-e frică de muncă, mă, oameni buni. Nu mi-a fost frică niciodată. Nu mă dau înlături de la ea. Dar să merite și să fiu apreciat ca om. Nu ca vedetă, nu mă interesează. Ca om. Să-mi dau bună ziua, dă-mi bună ziua. Vorbesc frumos cu tine, vorbește frumos cu mine. Te bagă în măta, bagă-mă în maică mea. Și bine așa. Să fie reciprocitate, vorba aia, dar nu tu mă bagi maica mea, eu o să zâmbesc, că nu îmi vine, îmi vine să te strâng de gât, ceva de genul. Da, și cam asta e problema, deci avem nevoie de o legislație,
avem nevoie de unitate, avem nevoie de oameni cu cojones care să nu mai accepte condiții de rahat pentru orice sumă de bani, mă refer aici la cei care au contracte, penalizări și de o parte și de alta, că deocamdată, din câte am tras eu concluzia, penalizați sunt doar șoferii, adică numai în capul lor se sparge toate că o întârziat, nu mai contează de ce o întârziat. Bă, poate a fost obosit omul și a dormit. Zi, Doamne ajută că nu a omorât pe nimeni pe stradă. Aia e, dar nu-l ții 24 de ore să-l surmenezi, să-l distrugi mental de tot. Ca după aia să nu mai știe cum să ajungă omul acasă, că e dor de familie, că eu știu ce, fie cu mintea în părți și ia o grămadă pe drum. Și pe aia să nu-i doară în șpaiți, n-au ei două paie. Da, păi na. Aurel Vasile, nu mai ești la Tommy Flex, ești la Tommy Flex Group acum. Nu știu de unde ați tras concluzia asta, frații mei, că nu mai am bena în spate. Iar, nu mă băiețesc ca zăpadă. Dar am mai zis asta, dar voi urmăriți fiecare care cum aveți timp. Și atunci eu trebuie să vă răspund la fiecare în parte și am obosit. Mai urmăriți și voi complet, că mai mult de atât ce pot să fac. Am încercat marea cu degetul. Ce am învățat? Și am învățat și lucruri bune. După tot nervii, stresul și toate alea, am învățat valoarea muncii mele, în primul și în primul rând. Mi-am învățat o grupă mare. Mi-am învățat cât mă costă timpul meu de staționare. Înțelegeți? Deci am învățat lucrul ăsta. Ce-am mai învățat este faptul că acum, dacă aș sta de vorbă cu o companie, o firmă de care, eu știu, să-mi ofer serviciile ca tracționist, aș ști exact ce să punctez, adică staționarea, în primul rând, aia ar fi decisivă, pe oră, nu pe zi, nu pe nu știu câte ore, nu, pe oră, timpul, da, două ore, să zicem, de la Badea, fără număr, niciun stres. După două ore, câte 50 de lei pe oră. Ca să fie bine, să nu fie rău. Că și eu m-am băgat în business-ul ăsta ca să câștig un ban, nu să țin camionul în parcare la Maersk. Nu de aia l-am luat, că nu a făcut nimeni poze. Ba, a făcut un coleg o poză, dar n-am primit nimic pentru poza aia. Știți, nici drepturi de autor. Și nu ai ideea. Deci nu de aia l-am cumpărat, l-am achiziționat camionul. Servus. Așa că cea mai în raport cu prețul de motorină, care e crescendo într-o veselie, aș pune problema la următorul, dacă ar fi, adică în felul următor, dacă crește prețul, trebuie să crească automat și prețul pe tarif, pentru că consumul e același. Prețul e altul, adică mi se diminuează câștigul sau nu mai câștig nimic. Înțelegeți? Deci nu pot să spui că vă dau așa un exemplu pe care și-l dorește toată lumea. Că mă ofer 5 lei la kilometru, ca exemplu, dar prețul la motorină a ajuns, să zicem, 10 lei pe litru, ca exemplu doar. Peste o lună sau în timpul unei luni, prețul tot sare. 11 lei, 12 lei, 13 lei pe litru, știi? Deja nu-i mai echitabilitatea aia cu care am discutat la început. Bă, da, îmi fac și eu calcule. 5 lei pe kilometru, atâția kilometri, consumul deja fiecare și-l cunoaște, plus minus. Pe mine staționarea mă costă cel puțin 10 litri, dacă nu mai bine, în funcție de cât e de frig, prin consumul de la Sirocco. 10 litri ori 6,75 cât e motorina în pompă, e pierdere. Înțelegeți? Dacă ar fi să o iei pe partea aia, mergi la restaurant, mergi la hotel să te cazezi, acolo sunt alte prețuri. Știu, din Dunca. Culmea, la același nume am înțeles că e o ofertă de genul unde e graduală chestia, adică dacă urcă
zi, prețul la motorină, se ridică și prețul la kilometru, nu foarte tulburător, dar în momentul în care și scade, scade și prețul la loc. E tulburător. Pentru că are balta pește, bă, băieți. Din cauza asta se întâmplă. De toate Virgile, nu mai, acum nu o să discută, revestul după aia. Are balta pește și ce am văzut în luna asta de când mă plimb ca tracționist prin țară, m-am îngrozit, în special în zona Bucureștilor, bă, ai de capul meu, ferească-te Dumnezeu. Bă, am văzut niște oameni pierduți și ca huhurezi au ochii în cap și toți sunt așa, numai ferească-te Dumnezeu. N-am cuvinte. Și n-am fost peste tot în țară, n-am avut cum. Dar, na. Și numai văitături și numai din alea. Că... În schimb, lucruri bune, de exemplu, ultimele curse au fost bune doar pe ideea de încărcare-descărcare. Adică am băgat în rampă, lucru care în Germania, de exemplu, n-am prins, să fiu încărcat. Eu să stau în cabină, numai să garez în rampă și cam atât, să fiu descărcat. Am întâlnit lucruri de genul ăsta, un lucru bun, zic eu, dar comparativ cu timpii de așteptare între curse, e tulburător. E tulburător. Aici e problema mare. Na, și atunci fiecare trebuie să-și optimizeze costurile în funcție de timp, că timpul costă bani. Dacă te bagi într-un business de genul ăsta, dacă e ceva ce am învățat, e că într-adevăr timpul costă bani. Bine de tot. Odată că am plecat pe drumul ăsta, îți scape comunitate, practic. Știi ce zic? Familia acasă, eu prin țară, teleleu tănase. Păi, na, trebuie să renteze ca să știu pentru ce dracu am plecat. Cam așa văd eu lucrurile după perioada asta de probă, să zic. Nu am pățit nimica, ciocane, nimica din ce n-am pățit deja. Dar, din păcate, multora li se pare că încă mere, mere, bine, mere, mere, păi nu mere, cum dracu. Eu nu știu ce înțeleg oamenii bine, dar eu văd tulburător toată treaba asta. Iar banii adevărați nu-i fac transportatorii ăștia mici și care se plimbă. Aia care iau contractul, dă contractul, prima mână, a doua mână. Deja de la trei încolo e jale mare. Proiectul cu cooperativa, bă, fraților, eu am vorbit, nu odată. Depinde și de voi, eu mai mult de atâta ce pot să fac. Eu nu pot să fac cooperativă, ca exemplu, numai eu cu domn Florin, numai noi doi. Considerați că e făcută deja, dar mai trebuie să veniți. Aia e problema. Exact cum le-am zis de-a lungul vremii oamenilor să intre în sindicat. Haideți, fraților, ca să facem o treabă. Ce, bă, să vă îmbogățiți pe banii mei? N-ai bine că vi-o luat. Cine dracu vi-o luat? Care ați rămas cu țeapă? Nu știu, v-ați dus la ala să vă plângeți. Că asta s-a întâmplat. O ocoliți firma Cucu, puțin bani și mult de lucru, sau nu i-am mai văzut deloc. Na, și ți-ai lins rănile, e bine așa. Lasă-l, frate. Cine-i time of money? Time is money. Nu? Da, e bună asta. Time of money. Da, 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 Ciocane, da. Bă, mai un lucru tulburător este că Batmaneala este la superlativ. De când am început eu treaba asta prin România și am văzut cu ochii mei. Da, am zis că zilele trecute când am zis vis-a-vis de colegii care mi-au indicat pe vremuri când vorbeam din Germania, vino bă, țara, bă, să vezi cum uiți, după aia vorbim.
Ați avut dreptate, fraților, ce să vă zic, tot respectul. Da, e una când joci fotbal în teren și una când ești pătușă. De-aia am ținut neapărat să fac o mică completare vis-a-vis de și de ce a zis Vicențiu și de ce zic și alții și alții și alții din alte părți, unde condițiile diferă de la cer la pământ. Condițiile, în primul și în primul rând, de muncă, de infrastructură, de multe. De multe. După care, dacă ajunge la salarizări, eu v-am zis, eu sunt dezamăgit de salariile occidentalilor. Într-adevăr, sunt mult mai mari comparativ cu ale românilor din România. Sunt, da, de acord, perfect de acord. Dar nu sunt la același nivel cu al nativilor locului. Deci eu, dacă mă duc acum înapoi în Germania sau oriunde vreți voi, în Italia, nu o să câștig niciodată la fel ca ăla din părțile locului, care cunoaște, e împământenit acolo, știe la cine să se adreseze. Ca să câștigi, așa trebuie să ai ori prost noroc, ori să ai pe cineva care să te inițieze bine ditat, să te ia de mânuță, să te învețe, să te ducă, să te plimbe, să așa, ori să fii tu mai răsărit, să știi limba, să te poți interesa, să te plimbi, să ceva de gen. Dar asta e un caz la mie, poate mai bine de 1000. Bodea, eu am mai zis o chestie, nu contează neapărat sumă. Că am dat exemplu de mine, știut, cum a fost la mine în Germania, da? 2620 de euro net în mână. Și mi s-a părut un venit la vremea respectivă decent, bun, până a venit familia. Când a venit și familia, deja s-au schimbat treburile, că a trebuit chirie. Nu țineam pe nevastă mea în camion. Bine, niciodată n-am stat în camion cât am stat în Germania, dar na. Să-i ofer niște condiții, cât de cât. După a venit amică, acolo sunt alte puncte de luat în calcul. În Germania fiecare copil trebuie să aibă un spațiu locativ de atâția metri pătrați. Ai doi copii, practic trebuie să aibă fiecare camera lui. Zici, nu, da, te doare mintea. Na. Eu n-am luat chiria aia când ne gândeam noi la copil, dar s-o nimerit să fie cum trebuie, vorba aia. Și ideea e că dacă cineva vine în control să te controleze pe chestiile alea, poate să spună bețe roate. Nu interesează că tu ești venit din România, că ce rău e la tine, că vai, că plângeri de alea tipice. El îți spune legislația lui, bă, trebuie așa la noi. Îți cauți altă chirie, trebuie să-i oferi copilului atâta spațiu, alea. Da. Eu mă bucur, Bodea. Ia zic, ești un caz la mie, sau dacă nu chiar mai bine. Dar, de aia spun. Am vorbit cu acolo la Maiers, cu un coleg care a lucrat 14 ani în Italia și a prins vremurile așa zis bune. Adică nu așa zis, așa erau bune. Când se câștigau bani foarte buni pe camion. Și când l-am întrebat, zic, și când s-au stricat treburile? Pe când a început comunitatea asta și zic că dormit în cabină, nu? Exact, corect. Imediat s-au diminuat plățile, toată lumea e bine. Da. Ori crescut numărul de șoferi, numărul de transportatori, parcurile auto s-au urmărit și imediat automat au scăzut prețurile. Toate. Și salarii și tot. S-au dus în cap. De-aia e logica lucrurilor. Dacă au fost puțini, au fost mai greu de manipulat. Și oamenii știau adevărata valoare a muncii lor. Pe vremuri. Când numărau firfirei, nu încăpeau un pozonar. Știți cum zic? Pe parcurs toată lumea s-a făcut șofer sau și-a deschis firmă de transport și cerere și oferte, exact. Da, și dacă el a lucrat la o fabrică, ca exemplu, o grămadă de ani și s-a săturat de salarii minim plus bonuri și eu știu mai ce, venit în weekend suplimentar și a plecat în țările calde și de acolo i s-a dat 1500 de euro. 1500 de euro deja... Salariul minim pe economie l-a depășit de 4-5 ori. Și omul respectiv așa gândește, băi, mai bine, mă. Adică
că ia uite câți bani câștig, dar el uită că mă, trebuie să mă duc până acolo, alța kilometri, unde stau, cu cine în cameră, cu mai mulți, cu clai pe stă grămadă, la comun Buda, la comun toaleta, dușul. După aia s-au scolit și apă afară, păi nu-i mai cazăm gratis, le luăm, îi luăm așa, pierdut, 50 de euro de pat și acolo unde lucra nevastă mea, lucrau o grămadă de români, de polonezi, de sârbi, sârboaice. Și erau cazați acolo, care n-aveau, n-aveau la neamțul, neamțul Lupește. Avea niște camere făcute în spate. Te ferească Dumnezeu. De la 50, de la gratis cât a fost la începuturi, au ajuns să plătească 50 de euro de pat și au ajuns la 275 de euro de pat pe lună. Că cheltuie, practic, antreprenorul respectiv își plătea toate cheltuielile care le avea cu hala, de producție, cu prostimea care lucra și din banii câștigați își plăteau cazarea la locul respectiv. Dar na, ce că e bine. După care am văzut eu cu ochii mei treaba asta, când s-a mărit salariul minim pe economie în Germania, respectiv câștigând, eu știu, cu câțiva cenți mai puțin și nu, au trebuit să se regularizeze prețurile, ei nefiind deloc informați, respectiv angajați, și-au simțit doar că, bă, s-au făcut 9 euro și 18, ca exemplu, că atâta era minimul pe economie. Mamă, ne-a mărit salarul! Pentru ei asta a fost în mintea lui, cu 10 cenți, ca idee. Ce, că e bine, mă? Dar ei ne știau, nu știa nici care, că bă, stai un pic, că nu ți-o mărit. Ți-o mărit de la cât ai câștigat, dar și înainte câștigai minimul pe economie. Și acum s-a făcut regularizarea că ăsta e minimul. Sub asta n-are voie să te plătească. Da, și mintea lui e bine, mă, că uite, nu mai pus 10 cenți pe oră. Și chestia asta cu plata la oră, au descoperit-o mulți în afară, dar ei neștiind nici acum mulți că în România avem la fel plată la oră. 1000 de euro, da, da, ciocane, da. Am zis-o. Dacă îi dai unuia 1500 și el a lucrat toată viața lui pe un salar mizer în România, că nu poate nimeni să dea mai mult, că nu ne dă nici nouă, că cărcămâr, pentru el, când a primit suma aia, 1500, îi transformă imediat, face paritate în cap, îi pac, îi 6000, 8000, cât e? Cât vine? Cât e euro în țară imediat? Și ia uite, bă, câți bani, mă, păi dați boier, mă. Dar el omite, bă, stai că-s la 1300-1500 de kilometri, 3000 de kilometri, că mai ies care merg în Spania. Da? Fac 3 zile pe drum. Chinul de pe lume, vin odată nu știu când acasă și atunci mi-aș aduce una alta, nu pot să le pun bași toate în autocar sau atunci trebuie să plătesc pe cineva și din câștigul care l-am câștigat, da, aștia se uită. M-am povestit de ăla cu mașina, și-o cumpăra mașină la 300 de kilometri de locație, zic, bă, dar altă... Ce n-ai găsit la 500 de kilometri să te duci? Ești cu capul în zona ta la 50 de kilometri, n-ai găsit să-ți cumperi o mașină? Nu, că mie aia mi-a plăcut. Și-o luat-o de la niște turci. Na. Și-o venit cu ea până aproape de firmă unde locuia în cabina camionului. O venit la 15 kilometri, i-o crăpa motorul. Și ce ai făcut? Am sunat ADAC-ul că avea card din ăla. I-o luat-o, i-o dus-o la firmă. Eu parcat-o și de acolo a preluat-o cineva cu șlepul și a dus-o în România, unde a reparat-o, la mecanicii români. Și mecanici români, ca la noi, la nimeni ea. Lor prostit că piese cele mai tari, cele mai bune, la prețuri moca, și au schimbat un ax cu came. S-a polizat ăla că nu a făcut 11.000 de kilometri și a crăpat mașina din nou în Germania. Și acolo am dus eu la un român din Sibiu, și-a schimbat toată minunea aia și l-a costat 700 de euro. O suspinat un pic. Zic, bun, și când tragi linie, zic, cât o costa mașina? Prețul, șlepul, reparatul, venit înapoi, reparația asta încă 700. Ce-a făcut? Zic, unde dracu e logica? A, păi da, dacă le iei așa, cum dracu să le iei altfel?
Înțelegeți? Da, și de aia zic, bombardierele de asta, eu știu, grupa mare, nu-i problemă. Mie, când mi-a luat insignia, mi-a zis colegul meu de cameră, cât ai dat? Păi zic, e 16.000. Dar n-am dat bani, zic, am luat o rată, am dat un 2.000 de euro avans numai. Și restul e rată 225 pe lună. Bă, ești nebun, păi cu 16, el asta o înțeles, 16.000, tu-ți dai seama ce mașină îți luai din România? Bă, nebunule, suntem în Germania, zic. Tu te auzi ce zici? Zic, odată că n-am avut 16.000 în mână, în al doilea rând, dacă aș avea 16.000, fiind în Germania, nu m-aș duce în România ca să-mi cumpăr o mașină, sunt în Germania, dă-o măsa în cur, și nu va logica la ce ai spus tu aici. Zic, eu mi-am luat mașină să mă folosesc de ea, cât timp îi rate să nu bag banii în ea mai mult decât mi-e necesar, 225 de euro mi s-a părut o rată acceptabilă pentru mine în perioada respectivă și n-am avut probleme cu mașina. Chiar n-am avut. Da, Opel Insignia. Cu 88.000 de kilometri la bord. M-au predat o Opel-ul țiplă, distribuție schimbată, baterie nouă, uleiurile, schimburile toate făcute. Eu n-am avut ce să comentez. A, nu-i BMW, nu-i Audi, nu-i... A, păi, nu-s bombardier, mă. Da, fiecare după cum... După aia am vrut și eu să-mi iau BMW, dar mi-a oferit cheful când am văzut că e 24.000 același an, aceiași kilometri, dar diferă prețul. Păi ce-a făcut? Pentru că n-am înțeles. Și-a fost bună și Insignia, Doamne ajută. Așa că de aia zic că fiecare cum își așternă așa doarme și la problemele noastre rezolvări sunt. Mai avem nevoie de oameni dedicați, oameni care, bă, să facem treabă. Cum am zis, la depozitele unde, cum a fost ăsta la Myers, nu-i parcare să poți să-l parchezi camionul, să stai acolo liniștit, să nu te deranjeze nimeni, te tot muți din rampă în rampă, dacă, eu știu, blochezi o rampă. Nu te mai muți, dacă ești repau. Spui omului, nu, voi 24 de ore, na, eu mă mut de aici după repaus. Ce repaus? Nu ne interesează, nici pe mine, tati, vin aici cu caratrețul, ia-l pe sus, elicoptere, nu știu ce să fac, nu știu ce să zic. Îți anunț firma, eu nu mut camionul, că după aia, uite, se întâmplă pe drumul. Și să vezi după aia ce se întâmplă. Dar dacă oamenii slabi și pozează în Playboy și doar în online îți bombardier și cam atât, că de-aia vă zic, ce am văzut cu ochii mei luna asta, a rămas mască, mă. Mască, pe stație, toți sunt Batman, toți își dau cu ranga întins, toți sunt, bă, azi dimineață un puștiulică s-a oprit pe calea de acces, pe unde trebuia să ies eu, în stânga, în dreapta, zăpadă, nămeți, dragi laci, îi dau un claxon finuț, nimica, mă ignoră. Mai dau unul mai lung, iar mă ignoră, bă, m-am enervat, zic că îl iau așa pierdut pe lângă, să văd, să nu rămân suspendat pe zăpada aia, că fiind gol, nu ai aderență, poți să rămâi ușor. Când trec pe lângă el, îi dau unul mai lung. Și îl văd în oglindă, că Batman deschide ușa, bă, nu știu ce, și m-am dat așa frumos, ușor, spre lângă el, cu containerul, când am văzut că se apropie, hopa, o tras ușa. Păi ce-a făcut, mă? După ce am trecut de el, bineînțeles, o porni și el de pe loc. Păi, despre ce vorbim? Deci de Batman din ăștia sătul până peste cap. Ca păi na, asigurările, noi stres. Dar cum? S-a asigurat la City. Atenție, știi ce zic? Mai bine mă ocoliți. Că eu vă dau asigurarea, nu-i problemă. E asigurat camionul. Deci nu există că nu există asigurare. Dar e la City. Cam așa trebuie să-mi fac un banner de la mic. Atenție, s-a asigurat la City. Oh, mamă. Și da, zic că probleme sunt cu carul la noi. Eu zic că există și rezolvări. Dar să ai și cu cine, că degeaba face unul singur. Degeaba face unul singur, credeți-mă pe cuvânt.
cu o floare nu se face primăvară. Ce, nu mai știu care o întreba de cooperativă. Fraților, căutați-ne! Ne găsiți pe Google Maps, la Sântimbru, Tommy Flex Group, adresă .ochit.lovit. Vă așteptăm, cu drag. Și să facem odată treabă în țara asta, fratele meu, că eu personal m-am săturat de bătaie de joc. M-am săturat până peste cap. Și m-am săturat să mi se zică că în afară e Sfântul Graal, acolo e bine. M-am săturat, de ce m-am săturat? Pentru că toți, majoritatea 99% care s-au plecat în afară, revin în țară. În diverse perioade ale anului, de sărbători, în concedii și așa mai departe. Am trecut pe aici, prin țara Maramureșului. Frumos, tare, nimic de zis. Dar câte case părăsite și construite la roșu am văzut și de vânzare, să te ferească Dumnezeu. Și apoi mâine o să am ocazia să văd vestita zonă de Negrești, Oașul, unde am înțeles că e delirium tremens. N-am fost pe acolo, să văd mâine. Degeaba dacă-s goale și pustii. Degeaba. Frumos, tare la voi, dar nu-i nici dracu în casa aia, știi ce zic? Și atunci, pentru ce dracu te zbați? Că nu înțeleg. În loc să vii la noi, la tine în țară și să o reglementăm pe noastră. Că e har Domnului, fraților de muncă, au mamă. Deci, o lună am văzut, numai pe unde m-am perindat. Am gruat toate depozitele mele, toate firmele transportă, fac. Aici e mobilă. Da, fac mobilă pentru angleși. Ca să vezi ce chestie. Și aici cu zdere de oameni lucrează, din ce am văzut. Deci e de lucru grupa mare. Sunt alte probleme de ordin macroeconomic, dacă vreți. Și eu am fost duminică, unde? Marius Suciu. N-am prins eu. Mașină cu asigurator falimentar și un accident în care în seama bar, muncă este, dar pe ce bani? Eu mai devreme am zis, Adriane, mai devreme am zis, atâta timp cât toată lumea mere și marchează și numai se vaită, să nu crezi că nu se fac bani în România. Uită-te la ăștia mari, uită-te la dezvoltarea economică a concernelor mari. Ăștia nu se dezvoltă pe bani de semințe. Acolo sunt miliarde, mă. Înțelegeți? Cu salarii de mizerie, cu oameni care se bucură că le-au dat o uniformă, cu epoleți sau fără, nu mai contează. Și îi pune toată ziua cu botnița aia pe, și se simt superior când vine câte un șofer și fac parcea cu el. De asta s-or... Că toate logisticile, dacă nu e așa, să mă scuipați pe mine unde vreți, toate logisticile, multinaționalele și toți ăștia străinezii care au venit din Occident, din Vest, cu puncte de lucru la noi în țară, dacă sunteți un pic atenți, o să vedeți că au venit cu aceleași metehne, cu aceleași obiceiuri pe care le regăsim și în afară. Că o mare parte nu se respectă, e altă discuție. Deci, cum am zis, dacă mergi, eu știu, să zic, la Maersk, în altă țară, nu o să găsești 24 de ore termenul ăsta, niciodată. Că nu permite legislația din domeniul respectiv. Dar la noi, dacă nimeni nu-i interesat, adică la nivel mare, dă-i dracu de proști că să stai acolo, nu-i stres. De aia, pentru că nimeni nu, numai așa, bisericuțe, ne zicem unul la altul și na, nu se rezolvă nimic așa, îți dai seama. Iar ăia mari n-au niciun interes, pentru că nu stresați. De aia se întâmplă ce se întâmplă. Salutare, Gheorghiță. Trebuie să zic că lumile Occidentului. Cosmin Gheorghiță activează în Anglia. Cosmine, ai întâlnit vreodată pe unde te plimbi tu ca șofer așteptare pe vreo logistică, depozit, ceva de genul, de 26-31 de ore? Ați întâlnit? Care ați întâlnit? Vă rog să spuneți și voi pe aici. Deci din afară mă refer, nu în România.
și să nu se rezolve situația de la birouri, să sun, să-i anunț și în 6 ore, în 10 ore, ceva de genul, să... Gheorghiță e ăla cu vaccinare, Cosmin Gheorghiță. În afară, la containere, peste 2 ore de așteptare, se plătește peste 35 euro pe oră, da? Acum, da, depinde, fiecare ce-o negociat. Salariu minim ca în străinătate. Ba de... Nu știu dacă asta ne interesează, de salariu minim. Salariu minim e un punct de referință. E ca programul pentru șoferi. Programul, dar nu mă râde Gongi, pentru șofer, cum îl știu șofer, este de 13-15. Ăla e un punct de referință. Nu e obligatoriu. La fel ca și salariul minim. De acolo se începe taxarea muncii. Nu poate fi mai jos de minim. De aia se dă punctul ăla de referință. Salar minim. Dar la noi s-a creat o regulă. De ce s-a creat regula? Din cauza taxelor și impozitelor exorbitant de mari. Asta e altă problemă care poate fi rezolvată, dar tot prin presiune, prin draci-laci, că na, dai 45% aproximativ din salariul tău, îl dai la stat. E de la referință, da, corect. Da, aici mi-au plăcut oamenii, au fost așa de calzi de la poartă începând, zâmbăreți frumos, mi-au plăcut grozav, deci să trăiască sighețenii. Să stinsă. Așa. Da, vezi? Se scoate dispecerul și anulează jobul. Au prestanță acolo, se respectă, nu la noi. La noi dacă anunți, bă, am vorbit, dar nu se poate, v-au zis că n-au ce să facă, că n-a și ei ori sunați. E foarte simplu să-mi spui mie lucruri din astea, când eu nu văd sau n-aud cu urechile mele. E foarte simplu. Și gata, mai liniștit, dar nu mai liniștit deloc. Eu nu cred că nu se poate rezolva de la butoane de sus, de la nivel înalt. Cine o contracta cursa, bă, stai un pic, bă, dar te ții umani, cum să ții omul atâta în rampă, că vrei tu, că aveți voi nu știu ce, ce contract e ăla? De unde dracu termenele astea? Că ne-ați dat logistica peste cap, să vezi ce ți-am dat-o peste cap, dacă toți ar proceda, nu se mai mișcă niciun camion, să repau, să fii sănătos. Vii data viitoare, frumos, bați la ușă, nu bați așa ca neghiobul, mi-aduci o cafeluță, tu mi-aduci mie, nu te-ți dau eu ție. Să spui, domnul șofer, știți, tra-la-la. Că bătaie de joc, eu așa ceva, eu n-am crezut că poate fi posibilă, mă. Dar tot din acceptațiunea șoferilor și a oamenilor care sunt la conducere, la logistici, la spediții, la toți dracii. Ați văzut-o, probabil, mulți dintre voi, clipul ăla cu cel din Danemarca care s-a supărat pe disponent și a intrat cu camionul în dispecerat. Sunt momente în care, efectiv, în stadiul ăla ajungi. Că îți vine să faci numai tâmpenii, fără să vrei. Pur și simplu, când vezi bătaie de joc, bă, dar zic, pe cine am omorât, mă? De cine am omorât să pățesc așa ceva? Adică am întârziat, că zici tu că am întârziat, cu toate că eu am fost la tine în curte. Nu m-ai căutat, adică n-ai pază, n-ai portar, n-ai pe dracu, ba că este în depozit. Păi și de ce nu a venit să verifice? Intră chiar toată lumea acolo, ca la el acasă, în alte părți ești la rost dacă intri așa, dar na, nu-i peste tot la fel. Și atunci eu trebuie să știu, de unde trag să știu regulile casei la fiecare, că n-am cum. Asta iară nu interesează. Și se invocă rahaturi din astea. Cei mai răi sunt Lidl, Tesco și alții. Bă, deci la logisticile astea de alimentație, inclusiv personalul care lucrează acolo, bă, ai zice că stăpânii universului, mă. Am
îmi vine așa să le zic, bă, voi ați uitat că bătaia doare sau nu știu care e treaba, serios. Și așa un tratament cu dispreț, cu fai de capul meu, de s-au împărțit în două tabere toate treburile. Noi șoferii și cei din depozite, operatorii, draculacu, cum îi cheamă. Da, și face unul de asta armată cu tine, fai de capul meu, după aia îți vine să mai conduci. Și din cauza asta se întâmplă ce se întâmplă. Din cauza asta. Nu că muncim 13-15, că muncim 13-15, aia e vina fiecăruia că nu și-a făcut temele, că nu știe nici în 2022 ce înseamnă perioadă zilnică de serviciu sau de muncă, nu amplitudine, nu aptitudine, nu tăzdracii, nu muncești 13-15 decât dacă ești bâtă și nu știi că pauzele se extrag din contextul muncii, că nu se pontează și dacă ești plătit la oră, valabil pentru cei de afară mai ales, că acolo îți plătiți la oră, într-adevăr. La noi în România zic românii că nu, dar e și la noi. Că nu știe lumea, nu e de vină antreprenorul, vorba aia. Antreprenorul știe ce trebuie să știe. Salariatul nu știe, din păcate. Și atunci se aplică alte reguli. Muncim la cursă, la kilometru, acceptăm că să nu dăm bani la stat, că... Da. Aia e alegerea fiecăruia. Mă repet. Dacă ești direct... Nu știu cum să zic... Aici ești ok și știi... E alegerea ta. Dacă tu accepti să lucrezi așa în detrimentul unui salar mai nu știu de care și... plătit cu toate, cu pontajul de pe cardul taograf, care spunea și domnișoara reporteriță de la Digi, o cartelă care cum dracu zis, justifică timpii de odihnă de și de muncă. De se știe pentru ce e cartela aia taograf. Deci dacă se știe, de-aia se descarcă la 28 de zile, da? Printre altele că trebuie documentat în caz de control, pentru pontajul lunar. Eu v-am zis, pe vremuri când am descoperit treaba asta, până să descoper, munceam și eu ca mulți alții. La fel, pauză și condus, ciocănele la semafoare. Și cam atât. Și aveam 124 de ore într-o lună muncite, legal. 124 de ore. Deci eu practic eu nu făceam norma de 168 de ore cât are contractul individual de muncă de 8 ore lucrătoare pe zi. Și în momentul imediat următor îi dai posibilitatea angajatorului tău să zică, păi da, bă, eu am fost de bună credință, eu i-am dat salariu întreg, uite, dar el nu mi-a făcut norma de 168 de ore. Uite aici, am dovada. Sănătate. E, și când m-am prins eu de treabă, să vezi cum a punctat badea, ciocănele, nu aiurea. Că am zis multora, asta ori înțeles, ciocane la greu. Nu la greu, numai când trebuie și o să vezi surprize, surprize. 224 de ore de muncă într-o lună, pontate ca la carte. Atât am avut următoarea lună. Ei, s-a schimbat regula. Hai să luăm pe bandea să-l ducem acasă, că s-a deșteptat prostul. Și aia s-a întâmplat. Și m-au adus acasă. Și n-a mai fost dus înapoi. Și nici coleguții mei nu m-au ascultat. Dar eu ce să le fac? Na. Și de azi cu o floare nu se face primăvară. Știi cum zic? Nu se face. Am mai auzit o discuție pe stație, pe la București, bineînțeles, pe acolo. Era unul arogant tare. S-a ajuns la discuția de magnet, bineînțeles. Bă, voi ăștia corecții, că mai nou s-o grămadă care nu mai folosiți, voi nu știu ce, nu știu cum. Inclusiv în rândul nostru al șoferilor sunt foarte mulți cărora nu le vine să creadă că sunt mulți, într-adevăr, poate nu așa de mult, dar mulți mai mulți decât înainte, care
l-am hotărât să, bă, să nu mai facă prostiile alea care le făceau sau le făceam toți și să lucrăm așa, că e mai bine. E mai bine și pentru noi, ca psihic, ca fizic, ca multe. Mai e și pe casă, mai ceva de genul. De-am zis, decât să muncesc degeaba, mai bine stau degeaba. Decât să stau degeaba pe temin unde, pe ce coclor, mai bine stau de, nu degeaba, stau cu familia. Văd și eu fetele crescând. Că abia aștept să ajung acasă, să le strâng în brațe. Înțelegeți? Cam asta e ce am tras eu concluzia după o lună de tracțională prin România. Na. Și la capitolul ăsta, cu, văd că vă ziceți de Lidl aici, de una, de alta. Fiecare dintre șoferi, că e angajat, că e tracționist, că e ce-o fi el, are posibilitatea de a refuza să mai meargă în locația cu tărez, cu tare. Sau mai simplu, faci o trăznaie acolo în așa fel încât îți pune o interdicție de nu te mai vor ei. Poate să te trimit angajatorul, sănătate și la gară. Faci o trăznaie pe acolo, îi zici ceva de dulce lui unul de pe acolo la birou și e terminatul. Și ai încheiat subiectul. Și nu te mai vor aia 99 de ani. Și tu zici, bă, dar proste, de când aștept? Doamne, ajută-mă! Ca morcov. Înțelegeți? Dar nu, atâta timp cât toată lumea s-ar mâna bosulică, aveți și eu o stiță. O, tati, întorci săpcuța, invers și gata, fratele meu, că n-a murit nimeni. Aici e problema la noi. Suntem prea mulți Batman. Prea mulți. Și o începe recensământul acum, cică. Să vedem ce o să iasă. A, 10 minute, să nu se mai repete, Cosmine. Da, păi, cred că vă las eu, că avem destul, nu știu cât avem. Nu mai scrie aici, nu știu de ce nu mai scrie. Dar încă suntem 90, suntem bine, bă, băieți. Eu zic să-l încheiem, nu? Să-i tragem țeapă lui Cosmin Gheorghiță. Până se întoarce, să nu ne mai găsească pe aici. Da. Trageți voi concluziile, fraților, referitor la cei dornici de cooperativă. Vă așteptăm cu drag. Să începem ceva nou. Să începem ceea ce n-a văzut România, ce nu... Nu să... Cum să zic, că... Eu sunt mai mult decât convins că nu... Nu cred ăștia mari că noi vom putea schimba așa o treabă prin cooperativ. Iar chestia asta nu putem să le demonstrăm decât dacă chiar ne strângem și chiar o să le arătăm că, bă, stai un pic, că ăsta e de la noi din cooperativă. Adică, dacă ai pe toți de la noi din cooperativă, să vezi atunci distracție. Numai unul e Batman, da. Două ore? De două ore suntem, nu mai știu. Păi eu oricum, până dimineață, nu-i stres. Ăsta e serviciu ideal pentru angajați, unde stai mult și nu lucrezi și tra-la-la-la. Ar zice unii. Dar nu e bine deloc. Deloc nu e bine. Așa că vă las, fraților. Ziua leacă de cooperativă. Ghiderca Sorin. Sorine, tată. Cooperativa e exact ca CAP-ul pe vremuri. Înțelegi? Venind în coace, prin toate sătucele astea care le-am luat la rând, mi-am dat seama că toți sătenii din zona asta, muntoasă de altfel, pe vremuri se ocupau cu lemnăria. Fiind în Maramureș, porțile alea maramureșene frumoase, toate din lemn. Se ocupau cu lemn. În alte zone, eu știu, agricultura, cu toți, dar toți erau cooperativizați, erau la CAP-uri. Dar cam așa ceva. Momentul imediat următor în care noi am fi o cooperativă regională, județeană, națională, ar fi the best of, cineva care are minte, ales, bineînțeles, de toți care sunt în acea cooperativă,
ar trebui să meargă să negocieze în numele acelei cooperative din care fac cei care sunt acolo implicați, un camion cu 2, cu 10, cu 100, cu câte ori fi, să contracteze o dată de muncă, adică transporturi de mărfuri, să facă preț bun. Deci nu vă gândiți că ar fi un patron al cooperativei, ar fi, dacă vrei, un director, dacă vrei, ca să facă așa o paranteză, un om care să știe să meargă să vorbească și să ceară preț în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită. Să poată să dea și mai departe la șoferii angajați, că nu te duci numai dacă ai camionul tău în cooperativă. Poate să vină și cei care au angajați, vorba aia. Dacă ai 100 de camioane, îți dai seama, ca exemplu. Fiind mari pe piață, adică pe zona respectivă, să deții controlul pieței de transport, automat nimeni nu mai mișcă mărfurile decât prin cooperativă, că doar tu ești acolo. Și automat poți să ceri preț. După care mergem mai departe. Cooperativa merge la producătorii de combustibil. Suntem 300 ca la Termopile. Exact, un lider ales de către membrii cooperative. Dar trebuie să fie cineva care chiar știe cu ce se mâncă treburile astea. Să aibă carismă, să știe să negocieze, să știe să pună punctul pe ei. Eu nu dau nume, mă înțelegeți? Trebuie ales. Și atunci omul ăla știe că pentru toată cooperativa lui, bă, oamenii trebuie să fie mulțumiți. Nu mai merge că e ca la orice spedie, ăla îți dă 10 bani mai mult, ăla îți dă 10 bani mai puțin, ăla îți are chirie pe remorcă, ăla nu ți-a chirie, ăla, știi? Și când tragi linie, toți sunt la fel, adică e același preț, doar că diferă anumite mici chichițe. Când vorbim de preț la combustibil, când merge liderul, de exemplu, și zice, suntem 300 pe județul X, sau toți transportatorii în cooperativa cu tare, avem nevoie de 300.000 de tone lunar, pe care noi vi consumăm, nu-i stres. Dați-ne preț. Și atunci se vor bate ei în oferte. Și multe altele. Multe altele. Asta înseamnă cooperativa. Și automat ar dispărea toată bătaia asta de joc. Ar dispărea grupa mare. Ar ieși de pe piață cei care îți praf și pulbere și nu vor să se pună în regulă sub nicio formă. Toți care ar primi un preț decent, n-ar mai avea motivul că nu pot să-mi întrețin camionul lei cu sârmă sau nu, tot felul de rahaturi. Înțelegeți? Și s-ar schimba în bine. Dar ce am observat când am discutat prima oară de cooperativa asta, dacă nu mă șel, prin 2020 prima dată, unii au interpretat-o gen, păi cum, bă, eu m-am făcut patron ca să fiu șef. Cum adică să vin eu într-o cooperativă să fie altul șef peste mine? Păi dacă îl duce capul mai bine decât pe tine și îți oferă ceea ce faci și tu de altfel, adică te duci și contractezi muncă, curse de pe, eu știu ce platforme, bursă, de pe dracul lacul, dar nu știi să faci temele, ei ce ți se dă? Dacă tu consideri că e bun, eu merg pe mâna unuia care chiar îmi oferă ce trebuie, să la sfârșit de lună să rămân cu ce trebuie, că de aia m-am băgat în business. Nu m-am băgat în business neapărat să fiu eu mare și tare în parcare și parcarea goală. Că nu mă încălzește cu nimic. Mă interesează să știu pentru ce mă duc la muncă, iar rezultatul final să se întrevadă în contul firmei la sfârșit de lună. Aia e cel mai important lucru pentru mine. Monopol? De ce e monopol, buddy? Noi ne grupăm toți într-o cooperativă, care vrea, care nu, poate să stea pe margine. Liniștit, dar fiind toți acolo, tu îi spui, noi, cooperativa, merem cu, ca exemplu, 5 lei pe kilometru, 10 lei pe kilometru, cât vrei tu, ca exemplu. Noi nu te obligăm să mergi cu noi, tu poți să-ți contractezi pe cine vrei tu. Dar noi suntem grupați aici, toți, în cooperativa asta.
Și ăla are dreptul lui să aleagă. Dacă vrea și contractează, eu știu, pe, ca exemplu, am mai dat exemplul ăsta, din Timiș, da? Poate să-și caute oameni în Suceava, dar nu știu cine o să-i vină din Suceava să-i facă transport așa, pe Zabadava. Poate la început, câtva, și după aia o să moară în fașă. Că fluxul e mare de transport. Aia e toată șmecheria. Nu e monopol. E vorba că ne asociem, în ghilimele, toți într-o cooperativă, exact cum am zis lucrul ăsta de atâția ani pentru șoferii angajați. În sindicat, toți acolo frumos, și după aia puteți să vedeți reacții adverse sau ce vă doriți fiecare, greve și atâta timp cât sunteți împrăștiați și nici care vi frică că vă dă afară, că vă dă înuntru, că ai cu cine și din alea, degeaba, nu o să vedeți niciodată grevă din doi oameni. N-aveți cum. Asta-i treaba. Mai băbește spus, eu dacă nu știu o treabă, nu mă bag sau întreb pe cineva care știe. Vă dau un exemplu, mecanică. Nu mă pricep la mecanică ca să zic că sunt mecanic, eu știu de care. Mă pricep să desfac șuruburi, să le strâng, ceva de genul. Dar sunt multe lucruri care îmi scapă. De exemplu, dimensiunea la un șurub, nu știu să zic, e de 8, de 5, de cât dracu-i. Eu îl știu după cheie. Eu zic că îmi trebuie un șurub de 13, adică cât intră cheia pe șurub, pe capul de la șurub. Na, ca să înțelegeți cât sunt eu de mecanic. Dar îmi place să întreb. Și dacă am parte de cineva care chiar vrea să îmi ofere informații, mă bucur fantastic. Deci nu întreb aiurea în tramvai sau... Întreb că îmi place și mă interesează și așa mai departe. Cam așa și aici. Dacă am pe cineva care îmi oferă, mă refer la liderul unei cooperative, pe mine nu mă interesează că e lider, că e deasupra mea, că eu... Nu mă interesează. Mă interesează cu ce rămân la sfârșit de lună. E, dacă din alea orgolii, de alea prostești, atunci nici n-are rost. Pentru cei care își pun problema asta, că bă, cum să am eu șef? Dacă nu te duce capul și până acum n-ai reușit eu știu ce, înseamnă că poate chiar ai nevoie de cineva. De un personal mai calificat, vorba aia, care să pună în regulă toate treburile. Nu e posibil să unești toți transportatorii sub o singură cupolă. Nu e... Ai, iară fugă aștia. Stai că n-am înțeles. Niciodată nu a fost unit. Am auzit replicile astea, dragi. Și ce facem? Merem așa? Da, fii șef e una și lider e alta. Corect. Da, da, mulți. Nu știu cât de mulți. Dar probabil că mulți văd așa lucrurile și greșit din punctul meu de vedere. Nu poți să fii bun la toate. N-ai cum. Și atunci trebuie să accepti că anumit domeniu s-ar putea să ai nevoie de oameni mai specialiști, mai specializați pe anumite lucruri și tu să culegi spuma pentru care de fapt ai intrat și tu în businessul respectiv. Că altfel te duci în cap. Dacă numai, când vorbim de costuri, așa la general, vis-a-vis de transportatorii ăștia, mici, mă refer, și când îi întreb, cum îți calculezi costurile? Și el îți zice, scad motorina, rovinieta, eu știu, contabila și cam atât. Și omite șoferul, alte cheltuieli, cum îi spune, scăzământul cu camionul, nu, că scap acum termenul ăla, cum îi zice. Reparațiile și așa mai departe. Asigurări. Deja e clar că discuta cu câțiva și au zis, a, păi dacă le pui pe toate alea, păi nu mai faci nimic, ca fratele meu. Păi dar și alea nu te costă bani. Cum să nu le pui? Păi nu trebuie să le pui. Da, mă, dar dacă le calci, și de unde, dracu? Discuția cu Neajan. Costă 300 de lei contabila. Păi și factura... A, păi nu.
Păi și ce facem? Da, da, Andrei Bejul. Cooperativa e foarte importantă și benefică, exact. Să negocieze un preț corect pentru munca prestată, un preț corect pentru combustibil, da. Normal, păi eu nu zic că e monopol, pentru că toți, ca și cooperativă, îți ofer serviciile. Astea sunt prețurile cooperativei noastre, exact ca și cum acum te duci tu ca tracționist la orice firmă și zice, ca exemplu, că tot ați dat 2,83 lei pe kilometru, ca exemplu, da? Și tu îi spui, băi, puțin, n-are tata mai mult că ți-ar da. Exact aceeași chestie. N-are tata că ți-ar da, păi stai că ne facem noi cooperativă și atunci vedem cum se schimbă lucrurile. N-are tata că ți-ar da. Cam așa e treaba. Înțelegeți? Da. Dacă vor să-și mute mărfurile și au nevoie de noi, păi costă serviciul ăla atâta, în funcție de combustibil, uzură la cauciucuri, uzura ansamblului, șoferul, toate alea. Tras așa frumos un calcul și văzut cât e prețul minim de pe kilometru pe care un transportator îl poate cere. De sub ăla n-ai cum să mergi, că altfel nu ești cum trebuie. Nu rămâi cu nimica. Acum nu mă pricep eu la din astea, la analize tehnico-financiară, dar după logica mea băbească și din ce am mai discutat pe aici pe acolo, cam acolo am ajuns la concluzia asta. Dacă nu mai iei ce ți se dă, pe ideea că n-are tata că ți-ar da, păi na, și copilul dacă nu plânge, nu primește țâță. Înțelegeți? Da, venituri versus cheltuieli, că de multe ori te ia durerea de cap. Când faci cheltuielile, ferească-te Dumnezeu. Și zici, bă, da, ce rulaj, bă, da, ce nu știu ce, bă, dacă întragi acolo linie și îți scazi cheltuielile, au mamă. Da. Și atunci o altă întrebare, zic eu, oacheșă, dacă toate sunt în creștere, motorina la pompă, vedeți că zilnic, săptămânal, ea tot crește. Lumea mere, cumpără. Aia cum își permit să facă treaba asta? Nu-i monopol. Atâta timp cât cere și ofertă. Ei îți oferă, ăla-i prețul, că au crescut barilul, cotația la bursă, că dragi lași, nu ne interesează pe noi ăștia simpli, muritorii de rând. Dar, da, și asta se poate face. Plată transportului la 30 de zile, maxim. Da. Sunt tot felul de negocieri care pot fi făcute prin prisma unei cooperative. Că în momentul de față primează 45-ul. ca la angajați. La transportatorii 45 de zile plată la termen. Contează și alea 15 zile. Mult de tot. Dar na. Nici eu nu am știut, nici acum nu le știu pe toate, dar înainte chiar nu știam nimic ce înseamnă toată treaba asta și acum mă doare capul. Capurile mă dor, toate. Bă, acum există, Virgile, plată săptămânală, plată la factură, dar cu discount, cu comision. 3%, 5%, 7%, depinde de care cum oferă. Și sunt oameni care își iau banii în avans, crezând că e bine, că lucră cu cash-ul și nu-și dau seama cât pierd cu treaba aia. De aia e foarte imperios necesar când intri în business-ul ăsta să ai un start bine ditat definit, adică o sumă, am zis eu, grosso modo, ca să ai un camion de Doamne ajută, să îl poți pune la punct, dacă nu să fie pus la punct, să nu trebuia să investești cel puțin 6 luni sau eu știu, ceva de gen, dar lucruri mari, mă refer, nu vorbim de schimburi de ulei consumabile și din astea. Undeva la 50.000 de euro până te pui și tu în regulă cu toate ce-ți trebuie, să ai banii necesari
să nu depinzi de X, de Y, de eu știu ce. Să poți să te miști. Deci cam aia e suma la care am ajuns eu ca și concluzie, că o ai nevoie. Și după 6 luni, cum ții norocul? Pe Germania nu este cu discount. Păi eu, nu știu, bade, la capitolul ăsta nu pot să mă declar că cunosc, dar o să zic ce mi s-a zis odată o chestie, zic eu, are logică. Că nici eu n-am înțeles treaba cu plata la termen. Salutare, Petru! Zic, bă, dar cine a inventat treaba asta cu plata asta la termen? Că e enervantă. Adică eu acum îmi ofer serviciile, acum muncesc și tu mă plătești peste 45 de zile. Și mi s-a răspuns așa. Când mergi să-ți cumperi piese, la fel ai plată la 45 de zile. Cauciucuri, ce vrei tu? Zic, da. Păi și atunci îți convine? Ca să nu dai, eu știu, 22 de milioane, 2200, 3000 de lei pe un cauciuc. Și îți trebuie 4 sau 6 sau cât îți trebuie. Ce sumă de bani trebuie să o dai odată? Ja! Și atunci e convenabil să o dai la 45. Zic, da, normal că îți convine atunci. Da, cam așa și cu plata asta. Zic, ce să mai zic? N-am mai zis nimic. Dar cred că cine are putere financiară ar putea să plătească și un termen mai mai. Și să fie, să aibă bonitate bună, să nu fie din ăla, cum se zice la noi, țepar. Că aici e un risc maxim să lucrezi, de să rupi oasele, în speranța că peste 45 de zile îți vei primi și banii. Deci aici e riscul cel mai mare. Da, dar printr-o cooperativă unde toată lumea ar fi acolo așa strânși unii cu alții, să ai o echipă bună de avocați, de juriști, de tot ce trebuie, specializați, ar fi the best of. Mamă, deși mi-aș dori să apuc să văd ziua aia, când, să văd cooperativa și să-i văd pe ăștia care momentan își bat joc, că își permit, că n-au piedici, să-i văd cum se milogez de noi. Vai, mi-aș dori, e visul meu de o viață. Cel puțin de acum încolo. Bravo, Virgile, ce să zic, dacă plată săptămânală, felicitări. Na, alte legislații, eu știu, poate aveți ceva mai bine ca la noi, aia e clar. Păi da, uite aici, Leo Cimpu. Dacă ai contract cu respectiva firmă de piese, eu cumpăr piese doar cu banii jos pentru că sunt mic și motorină la fel. Știu, bade, știu. Și eu am noroc că lucrez cu domnul de la Tommy Flex. Și piesele și toate reparațiile le fac prin grija și bunăvoința domniei dânsului. Că și eu sunt mic. Sunt singur. Înțelegi? Da, și pentru mine, deocamdată, Tommy Flex Group e cooperativa mea de suflet. Care nu m-a lăsat la greu, care mă ajută când mi-e greu, care toate alea. Deci contează enorm de mult. Că de-aia merge treaba ca în Germania, în transporturile românești. Că ori început mulți, fără să aibă o susținere, fără să aibă un habar, doar pe ideile alea, ei, kilometri, așa, îți dă atâta, pac, motorina, dacă îți faci tu rost de pe un coleg cu economie, bă, e bine, ce nu-i bine? Caca-maca. Ați prins-o? Și atunci, dacă n-ai capitalul ăla de startup, așa am ajuns eu la cum, poate nu-i baș, poate e prea mult, poate nu știu, dar mie așa mi-a venit mie în cap, cam 50.000 de euro, din care un 25, să zicem, să-l folosești pentru un cap tractor, ansamblu, dacă ceva, depinde ce vrei să faci, mărfuri generale, trebuie o prelată, container, eu știu, ștraf, dragi, cisternă, ce era fiecare. Da. Acum au luat-o razna și prețurile la camioane și la ansamble, la toate alea, o nebuni lumea. Uitați-vă la prețuri, să vedeți, camioane cu milioane de kilometri și, bă, niște prețuri de vorbe singuri. Da, aici sunt alte cauze, cu pandemia, cu
criza economică, nu-s chipuri, nu-s, nu știu ce dracu, nu-s. China nu mai produce, nu mai trimite. Da. Dacă vrei să-ți iei un camion nou, să-l ți-l configurezi, durează cel puțin un an până îți vine camionul, dacă ai noroc. Da, chipurilor din China. Aici sunt alte discuții, interese mondiale, macroeconomice, care ne depășesc. Dar, din păcate, sunt reale, realitatea din teren, din viața de zi cu zi. Da, și atunci, de-aia nu prea vedem noi la noi în țară camioane mai noi de, să zicem, 2011 încoace. Că asta e adevărat, mă refer strict pe transportul național, nu pe cel internațional. Acolo da, vedem. Dar pe transportul național, dacă ai un 2011-2015, ești bine editat. Înțelegeți? Da. Primul camion cu camere video. Da, alea dracu camere video, să le iau în bâtă camerele vieții. Deci o grămadă de bani camerele alea și la Mercedes. Dacă ți-ai agățat-o într-o creangă sau ceva, te cam doare sufletelul. Te cam doare rău. Forduri, da. am văzut. Am așa mă auzit, că nu lucrează pe Fordul ăla, primul model de Ford, că sunt râte și mulți au râs de colegii care lucrează pe alea și s-au dat demisia unii. Din cauza asta, de prestanță, de că râde lumea de ei. Dar nu știu cât de bune, n-am avut ocazia. Asta, F-Max-ul ăla, arată într-un fel, dar nu știu proprietăți și cele trebuincioase, dar... Da, dacă pică tot la oglindă ajungi, corect, păi? Aia e sfântă, tată. Mi-a luat unul oglinda pe podul ăla de la când mergi spre Galați, la Cosmești, acolo. Am dat eu cât am putut în dreapta, de el toți pe mine au venit și zdrang, mi-a dat una pleznit-o de numai. A doua zi, pac, oglindă nouă, țap, țărap. A fost laser, frate, dar dacă era cu camere, cu dragi, cu laci, cu du-te la service, cu până vine comanda, că, na. Ce să mai zicem? Sunt bune și noutățile, dar unele sunt chiar SF-uri, lasă-le dracu. Că mie, de-a lungul vremii, știi, m-au mai înjurat unii alții că fac live, că telefonul e aici în stativ, că mi-a atenția. Dacă aveți tabletele alea pe zi, pe stâlpii de la camion în interior, pe post de oglindă, oare cum e acum? E fain, tare, dita mai tableta aici în ochi, păi, toate luminile ți-s la tine aici în cabină, una lângă alta. Acum e ok, nu? Ești live tot timpul. Că ai camere, ai... Da, de-aia am mai zis de-a lungul vremii, dar am voie să mă uit pe aici prin bord, că am instrumente de bord, am butoane, am aici jos, trebuie să dau drumul la ventilație, pot să-mi îndrept un pic sau să iau mâinile de pe volan că fumez o țigară atât timp cât camionul are scrumieră și da. Da, pe mine m-au distrat de-a lungul vremii replicile astea în care mulți pozau un Playboy ce bunici ei și ce știu ei de toate, dar ei omiteau faptul că eu telefonul l-am pus într-un stativ aici. La fel ca și camerele alea, tabletele de la Mercedes sau la care dracu mai are, puse pe stâlpi. Da, da. Așa, bă, hai să o încheiem, fraților, că ne împuținăm, suntem 68 acum, 69. Îmi place cifra asta. Legea din Olanda, nu mai poți fuma în timpul condusului. Nu știu, bade, n-am auzit, dar a fost dată și în România o chestie, că la locul de muncă și în 2016 distinsul Marele Alb la care activam eu atunci, au vrut și el o chestie, eu fiind cu sindicăreala, a încercat și el o variantă din asta, că ăsta e postul de lucru. Că, na,
suntem la postul de muncă și tra-la-la. Tu poți să încerci. Să ceri șoferilor să nu mai fumeze, să vedem care îți respectă treaba asta. Că atunci, da, putem să-l și respectăm, nu-i stres, dar eu fumez la 10 minute, câte o țigară. Am voie, adică am voie să fumez la locul de muncă, nu la locul de muncă. Eu, ca persoană, am voie. Păi eu n-am cum să-ți interzic aia. Bun, îmi interzic la locul de muncă. Din 10 în 10 minute mă opresc. Să fumez o țigară. Să vedem cine pierde după aia. Eu plec cu răspunsul meu. O seară faină și vă, hai că încheiem, că e prea mult. Vă pup, numai bine și rău la nimeni, ca de obicei. Vă așteptăm la cooperativă. Cu amendă pentru geamuri murdare? Unde e amenda asta? Nu știu. La noi, în România? Salutare, băi, acum apăreți. Mi-a scris Tommy Flex? Unde mi-a scris? Dați așa. Bine v-am găsit la știrile serii. Taci, mă. Unde mi-a scris? A, vă, Basto, nu s-aude. Băi... Da, să vă arăt ce s-aude. Un uscător de lemn, nu știu ce este. Basto s-aude aici. Hai, de Basto ăștia, nu știu. Abar n-am. Ăla se aude așa. Am încercat eu să țin geamul cât mai sus așa, dar nu pot că dacă fumez. Știți cum zic? Nou cod rutier cu geamurile murdare. Mă, nu știu ce să zic. Da, e o problemă cu geamurile murdare, că și eu acum le-am curățat, le-am, ia uite aici. Cuțului cât de cât așa, da. Le-am șters oglinzile să fie bine, să se vadă cum trebuie, vorba aia, că de la sarea asta sunt toate albe. Dar nu știu, chiar vorba ta, ce unitate de măsură. Eu mă odihnesc oriunde, când sunt obosit, eu dorm, n-am treabă. Aveam o replică asta afară, când făceam comunitate, când auzeam pe coleguții care erau supărați de-a dreptul la modul de scandal cu colegii care lucrau pe friguri. Și, fai, scandal de ăla, bă, dar tu aici ți-ai găsit, dar unde vrei să meargă și colegul? E coleg și el cu noi. Trebuie să conducă cineva și friguri. Dar ce, bă, aici, că eu nu pot să dorm? Și eu le ziceam, bă, ești obosit, mă, băiatule, că eu dacă sunt obosit, ai lemne, cu drujbă. Lângă mine aici a fost, niciun stres. Eu știu pentru ce mă pun în pat, dar na, dacă aveți somnul dulce voi și na, din alea, nu v-ați greșit meseria, faceți-vă macramiști. Oameni sensibiloși, mă. Și culmea, că pe mare parte din genul ăsta de sensibiloși, și fură la motorină și le fură și roți de rezervă. Eu nu știu cum dracu, mă, fratele meu, dacă ești așa sensibil. Înseamnă că auzi tot ce mișcă. Deranjează frigul la colegul. Am pățit-o în Italia, la Freius, acolo, parcarea de jos, nu mai știu cum îi zice, înainte de Freius. Am stat cu unul la povești și a apărut un coleg cu frigul, s-a parcat în fața camionilor, cât a putut el de departe, să nu deranjeze omul, dar făcea un 45 de minute pauză numai și după aia vrea să plece. Bă, s-a activat ăsta de lângă mine, ia uite-l bă și pe prostul ăsta, bă, dar aici s-a găsit. M-a prins așa, nu știam cu cine vorbește. Zic, și prost, care, unde? Mă uitam pe ăsta cu frigul lui, mă, aici. Dar omul era la o distanță destul de apreciabilă, avea cel puțin 20 de metri, că în stânga lui era Dita mai Muntele, nu mai avea unde să dea mai încolo. Și de la el până la camioane era vreo 20 de metri buni. Și eu zic, dar ce ai cu omul? Ceva aici, bă... Să plece dracu, că eu am somnul mai sensibil și nu pot și nu... Bade, zi, aceeași replică am dat-o. Bade, nu ești obosit, tati, că dacă ai fi obosit, ai dormit și în picioare, stai liniștit. Eu am zis că eu dăm pe glume. Bă, nu crezi că s-o duc la ala să se certe cu el, să se ia la pum, la palme, la de-alea. Bă, zic, stați, bă, dracu, cum ești, ce ai, mă, cu omul, mă? Bă, să plece, bă, că ce, bă, eu aici dorm, aici m-am parcat primul. Bă, tati, dar ți-ai luat parcare, m-a enervat de numă.
Și colegul a fost de bun simț, să moră dacă nu. Bă, dar ești nesimțit, nu știu, fac un 45 de minute, m-am tras aici să nu vă deranjez și uite. Chiar mi-a părut rău de omul ăla, sincer. Că scandal gratuit, așa, ca la noi, că ce nu-i bine. A, să te deranjeze, să dormi în liniște, da, da, da. Bă, eu am tras frigul după mine, dar nu pot să zic că am dormit cu... N-am avut ocazia cu agregatul ăla. Odată o dârâi după mine, dar nu a trebuit să dorm în cabină. Păi nu știu, mie nu mi s-a părut atâta de... Nu sensibil eu la din astea, nu. Deci eu când mă pun acolo, ai lemne de mine pe mine. Da, salutare Chiru, la fel, seară faină. Că asta e o altă discuție în care noi suntem coleguții, un coleg amabil, mulțumesc frumos colegule, colegul de Alba, ce avem pe drum? Dacă îi zic că nimic colegul sau eu știu ce, bă, tu poți bă să zici și tu bă, să ce bă, nu ai stația deschisă, la ce dracu mai ai stație și din alea, băi de mine, fulminat. Suntem coleguții până ne atingem scopurile, adică să aflăm controlele, unde e băieții, ceterașii, unde e ăia, unde e ăilalți. Eu trec, am trecut de la București 4 filtre de ISCTR pe drum. Nu știam, eu n-am înțeles de ce dracu eram numai eu și mai două șeptici pe drum, tot drumul. Că am oprit stația, am dat drum la muzică, lasă frate, să fie voie bună, vesele. După aia am văzut primul echipaj, s-au uitat și domnii la mine, aveau activitate, cum zic colegii. Au activitate colegii, au, dă să sune. Mă distrează grupa mare chestiile astea, pentru că oamenii respectivi nu-și dau seama, e liber pe drum, omul fiind la Sibiu. Ca exemplu, cum îl avește, mă, liber? Liber! De la Sibiu până ajung la Veștem, bă, e o perioadă de asta. Dar sunt unii care întreabă de pe la Deva. Un coleg care vine de la Veștem, e liber? Oh, mamă, te doare mintea! Bă, tati, dar te teleportezi de la Deva sau că n-am înțeles. Cum să întrebi așa, e ca și cum întreb de la Deva, cum e prin vamă, colegi? E bine, se trece rapid, salutăm! Da! Păi na! Atâta stres, atâta nebuneală, vezi oameni îmbătrâniți cu zile, numai din cauza asta. Numai din cauza, eu de-aia arăt așa de bine, că eu n-am două paie, eu mă tot duc. Da, și când mă întâlnesc cu domnii de la ISCTR, salut, cu respect, să trăiți, asta e și dumneavoastră, mai puteți, nu mai puteți, na, tot prin frig. Discutăm un pic, fiecare își face treaba, sănătate, vă mulțumesc, drum bun. Să trăiți. Ciao. Da, eu n-am treabă cu domniile dânșilor, absolut deloc. Îi văd ca niște oameni oarecare care au și o meserie. Trebuie să o facă cineva și pe aia, până la urmă. Că dacă nu o face cineva și pe meseria respectivă, în secunda a doi, cum a fost acum tragedia de la Iași, sunt convins, nu am căutat, dar sunt convins că o să vor găsi câteva voci să invoce pe domnii de la ISCTR că ce ori păzit, că ce nu a făcut, că ce nu știu cum, știți? Deci, tot timpul se întâmplă așa. Eu n-am cum să am treaba domniilor lor, pentru că nu știi niciodată când te întâlnești cu ei niște ipostaze care, eu știu, cum ai vrea tu să le calculezi, că e drumul liber? Poate domniile dânsilor vin de pe o stradă lateralnică, nu-i vede nimeni. O trecut colegul care anunța liber și atunci a ieșit în drumul mare. Și tu vii liniștit, că e liber, opa! Ce-a făcut? Și după aia încep blestemele, bă, colegul, bă, mi-ai zis că e liber și am dat în control. Mergi cum trebuie, mă, tati, mergi liniștit. Mă ascult o muzică, e mai relaxant, mai deconectez. Ce să mai zic, oamenii nu, care practică astea, ei sunt ferm convinși
că îi scapă tot timpul. Ceva de genul. Eu nu știu cum merg oamenii ăștia, dar eu merg așa de liniștit, de relaxat, pe cuvânt de onoare. Și plus că n-ai cum să cunoști toate locațiile. Trebuie să fii de anduranță, sau cum să zicem, de mult timp în transporturi, să cunoști bine toată țara, ca să cunoști toate locațiile unde pot să stea domnii la control. Orică e poliție, orică e ISCTR, orică eu știu cine ar putea să mai fie. Aud niște locații de nu știu de unde să le iau. Îs la Seaca. Unde e Seaca? Da. Ajung și eu acolo, aici e Seaca. Da. Să fie sănătos. Toată lumea să trăiască. Și apoi na. Ce să vă mai zic? O seară minunată, hai că ne-am întins, nu? Da, românismele noastre. Numai bine și rău la nimeni. Gândiți-vă la cooperativă. Vă așteptăm. Pa, pa, pa!